Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Punem în discuție în seara aceasta o temă interesantă, importantă. Unii dintre dumneavoastră, atât din Biserica Adventistă, cât și din alte confesiuni religioase, m-ați întrebat încă din prima parte a zilei dacă este adevărat spotul acela publicitar, mesajul acela de pe Facebook, de pe pagina oficială a postului, și anume dacă e adevărat că discutăm despre sabat, despre sâmbătă în seara aceasta. Răspunsul a fost că da. Este o temă pe care dumneavoastră o așteptați de foarte mult timp. Nu o să mă folosesc de un preambul, de o parte introductivă foarte lungă sau foarte lung dacă vorbim de preambul, ci pur și simplu vreau să vă spun că ne-ar plăcea nouă tuturor să abordăm din punct de vedere istoric această temă, dat fiind faptul că în urmă cu 5 ani de zile, 3 ore am discutat despre sabat și atunci am avut și argumente istorice și argumente din Sfânta Scriptură sau analiză pe istorie și analiză pe textul sacru. Nu știu dacă în seara aceasta ne mai permite timpul să abordăm și o exegeză a Sfintelor Scripturi, a textelor care susțin din punctul nostru de vedere valabilitatea sabatului sau a textelor care transmit ideea că sabatul nu mai este valabil. Dar cert este că ne propunem cel puțin în primă instanță să abordăm din punct de vedere istoric această temă. Ca de fiecare dată, dacă suntem oameni lui Dumnezeu și călăuziți direct de Duhul lui Dumnezeu, ne vom respecta în platou și chiar dacă opiniile sunt contradictorii și sunt separate, eu cred că putem să ne dăm mâna la urmă și să rămânem prieteni așa cum o facem de 5 ani de zile. Și dumneavoastră puteți să faceți același lucru. Puteți să scrieți pe Facebook, puteți să ne scrieți la numărul de telefon pe care și dumneavoastră știți ca și mine, 0751400300. Aveți și două adrese de e-mail, contact@aronsperanta.tv.ro sau tiberiu.nica@aronsperanta.tv.ro. Așadar, tema dezbaterii din această seară se numește De la sabat la prima zi a săptămânii. De la sabat la prima zi a săptămânii. O abordare istorică. Dați-mi voie să vă prezint invitații pentru că mă simt oarecum presat de timp. Ne-ar plăcea să intrăm direct în subiect în seara aceasta. Bună seara și bun venit, îi spun domnului profesor universitar dr. Otnel Bunaciu. Dumnealui este decanul Facultății de Teologie Baptistă din București. Bună seara și bun venit, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație. Și mai departe, bună seara și bun venit, îi spun domnului pastor Sorin Horia Trifa, pastor în Biserica Luterană Confesională din România. Bună seara și bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și bun venit, îi spunem domnului profesor, lector universitar, dr. Alexandru Mihăilă, dumnealui este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Bună seara și bun venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și mai departe, bună seara și bun venit, îi spunem domnului profesor doctoran Ciprian Gheorghe Luca, dumnealui este directorul Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din București și totodată profesor de discipline teologice de specialitate. Bună seara și bun venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și mai departe, bună seara și bun venit, îi spun domnului pastor Marius Necula, dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a din București. Bună seara și bun venit! Bun găsit! Vă salut pe dumneavoastră, pe colegii de platou și, bineînțeles, pe cei care ne urmăresc. Și nu în ultimul rând, îi spunem bună seara și bun venit domnului președinte Virgil Achihai. Dumnealui este președintele Bisericii Creștine după Evanghelie și secretar general al Alianței Evanghelice din România. Bună seara și bun venit! Mulțumesc! Mulțumesc! O onoare să fiu! Aceasta este tema pe care am anunțat-o. Dragi prieteni, o întrebare și pentru dumneavoastră. Nu contează din ce confesiune religioasă faceți parte, tema serii ne privește pe noi toți. De la sabat la prima zi a săptămânii, o abordare istorică. E bine, dragi prieteni, din momentul acesta puteți să adresați întrebările dumneavoastră la numărul de telefon sau pe cele două adrese de e-mail sau, de ce nu, pe pagina oficială a postului de Facebook. Rugămintea ar fi să păstrați totuși Spiritul lui Hristos, indiferent din ce parte sunteți, astfel încât, la urmă, Duhul Sfânt să ne poată lumina pe toți. Vă asigur că fiecare va avea timp de antenă și drept la replică, astfel încât nimeni să nu plece în seara aceasta și să spună că a fost oarecum, știu, obstrucționat de moderator sau, eu știu, de timp, ca să nu-și expună toate argumentele. Toată lumea va avea posibilitatea să-și susțină punctul de vedere. Atât ca individ, cât și ca, nu știu, reprezentant al confesiunii respective.
Primul material video, după care ne întoarcem în platou și continuăm discuția noastră. Vă rog! Asta ne duce la o întrebare interesantă. Dacă creștinii primului secol păzeau sabatul Vechiului Testament, sabatul zilei a șaptea și al poruncii a patra, de ce cei mai mulți creștini astăzi păzesc duminica? Când s-a produs schimbarea de la sâmbătă la duminică? Raportul biblic oferă vreun indiciu? Primele patru cărți ale Noului Testament se numără printre cele mai vechi documente creștine. Marco a fost primul care a întocmit un raport despre viața lui Hristos. Asta undeva în jurul anului 56 sau mai târziu. Scrierile Sfinților Matei și Luca datează probabil undeva între anii 60-80 după Hristos. Sfântul Ioan, ultimul ucenic în viață, și-a scris cartea undeva spre sfârșitul primului secol. În ciuda întârzierii cu care apar, între 30 și 70 de ani după moartea lui Hristos, aceste cărți nu conțin nici cel mai mic indiciu că Iisus sau ucenicii s-au gândit să schimbe ziua de odihnă și de închinare din ziua șaptea în prima. Este de o deosebită importanță că scriitorii Noului Testament nu fac niciodată referire la prima zi a săptămânii ca fiind sabatul. Pentru ei, ziua șaptea era sabatul. Lucrul acesta e consecvent cu toate celelalte dovezi care susțin că până la finalul primului secol, creștinii se închinau cu iudeii în sinagogă, în sabat. În jurul anilor 95-100 s-a produs o schimbare în serviciul de la sinagogă. Partea centrală a serviciului e cunoscută ca fiind rugăciunea în picioare, Amida, sau cele 18 binecuvântări, constând în 18 rugăciuni scurte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Toate cele 18 sunt recitate în zilele săptămânii, iar în sabat, numai 7. La data aceea, a fost adăugată una suplimentară, cunoscută drept binecuvântarea cu privire la eretici, care nu e tocmai o binecuvântare. Fie ca apostaziații să nu aibă nădejde, fie ca domnia răutății să fie grabnic stârpită în zilele noastre, fie ca nazarinenii și ereticii să piară de grabă și să nu fie numărați împreună cu cei drepți. Binecuvântat ești tu, Dumnezeule veșnic, care îi zdrobești pe cei răi. Lucrul acesta îi demasca pe creștini, pentru că oricui se putea cere să participe la această recitare. Toți trebuiau să spună amin la sfârșit și era foarte inconfortabil. De fapt, imposibil pentru creștini să participe în continuare la serviciul condus de farisei la sinagogă. Dovada acestei rugăciuni din sinagogă ne clarifică imaginea despre creștinii primului secol. Este limpede că ei păzeau sabatul alături de fraților iudei. Acum iudeii deveneau mai puțin toleranți față de creștini, iar creștinii înșiși începeau să se îndoiască de valoarea legăturilor cu iudaismul. În literatura bisericii timpurii, creștinii vor cu disperare să se separe de iudaism, ca rezultat apare apartenența la un curent antijudaic și antisemit. Uneori apar comentarii răutăcioase la adresa iudeilor, alteori se dorește distanțarea de ceea ce ei vedeau ca religia Vechiului Testament. După ce am urmărit împreună, dragi prieteni, acest material video, haideți să dublăm oarecum informațiile cu câteva cartoane grafice. Îi rog pe colegii de la regie să ne afișeze pe ecran primele cartoane grafice din cadrul acestei seri. Recunoașterea oficială a creștinismului ca religie de stat într-un imperiu care avea disperată nevoie de un element liant pentru crearea unității a tuturor elemente centrifuge s-a dovedit o salutară manevră politică. În martie 321, împăratul Constantin cel Mare decretează prin lege duminicală. Citez. Toți magistrații și populația care locuiește la orașe să se odihnească în venerabila zi a soarelui. Iar Eusebiu de Cezarea, în anul 325, prelat și ministru în același timp la curtea lui Constantin cel Mare, declara. Citez. Noi ne bucurăm de ziua întâi pentru că în ea, pentru că ea este ziua când Domnul a făcut lumina.
apropo de creație, Dumnezeu să fie lumină și a fost lumina, aceasta a fost aseară, apoi dimineața, aceasta a fost ziua întâi. Deci aceasta este declarația lui Eusebiu de Cezarea 325. Ne bucurăm de ziua întâi pentru că ea este ziua când Domnul a făcut lumina. Mergem mai departe. La 363, Conciliul de la Laodiceea decretează oficial transferarea sfințeniei sabatului asupra duminicii zicând, citez, creștinii să nu iudaizeze când stând nelucrători în sabat, ci să lucreze în ziua aceea și dacă totuși sunt găsiți iudaizând să fie anatema. Repet, 363, creștinii să nu iudaizeze stând nelucrători sâmbăta, ci să lucreze în ziua aceea și dacă totuși sunt găsiți iudaizând să fie anatema. Mergem mai departe. În rapoartele conciliului din Trent stă scris, citez, în sesiunea din 18 ianuarie 1562, Gaspar de Foso, arhiepiscop de Reggio, a ținut o cuvântare în care a declarat, citez, tradiția stă deasupra scripturii, autoritatea bisericii în consecință nu poate fi subordonată față de autoritatea scripturii, căci biserica a schimbat sabatul în duminică, nu prin porunca lui Hristos, ci prin propria ei autoritate. Și ultimul citat pentru început, Johann August Neander, în Istoria religiei creștine și a bisericii, pagina 186, scrie, sărbătoarea duminicii a fost doar o sărbătoare omenească și a fost departe de intenția apostolilor de a stabili o altă poruncă în această privință. Departe de ei și de biserica primară apostolică, gândul de a transfera legile legate de sabat asupra duminicii. Dragi prieteni, am urmărit împreună materialul video, avem cele 6 citate, le-ați văzut și noastre pe cartoane grafice, poate că, nu știu, ar fi bine colegii la regie să le mai lase, să le mai ruleze, astfel încât dumneavoastră, dacă n-ați reușit să le înțelegeți, să le mai puteți citi odată. Vor fi două întrebări și vom face un tur de platou, două întrebări pentru debut, adresate tuturor invitaților. Să nu uităm că în seara aceasta avem 6 invitații în platou și este bine pentru că sunt reprezentate mai multe confesiuni religioase. Avem Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Adventistă, apoi reprezentantul Bisericii Luterane Reformate și pe Părintele Alexandru Mihailă, evident reprezentând Biserica Ortodoxă. Așadar, avem posibilitatea să ascultăm opiniile a cel puțin 6 confesiuni religioase în seara aceasta. O să mă îndrept către dumneavoastră, domnule profesor Bunaciu. Facem un tur de platou, așa cum le-am și spus radioascultătorilor și telespectatorilor noștri. Biserica pe care o reprezentați are conceptul acesta de ziua Domnului? Este o zi din cele 7 pe care Biserica Baptistă să o sfințească, să o păstreze, în care să se închine. Dar conceptul, atenție, să fie de sabat, de odihnă, de ziua Domnului. Da, în primul rând, tot încerc să vă spun de ani de zile că nu există Biserica Baptistă. În afară de Biserica Baptistă, unde sunt eu pastor, noi nu credem într-o instituție a Bisericii unică. Noi credem, de aceea nici numele nostru nu conține Biserica Baptistă. Noi suntem Uniunea Bisericilor Baptiste. Deci eu vin din partea Bisericii Baptiste din Ferentari. Înțelegeți? Deci e o diferență foarte mare de eclesiologie. Dar asta lăsând la o parte... Deci nu există biserică baptistă decât în Ferentari? Nu, nu. Dar fiecare biserică baptistă este biserica în totalitatea ei. Noi nu credem că... Asta o știam. Eu nu cred... Da, dar limbajul dumneavoastră trădează altceva. Noi nu credem că Uniunea Bisericilor Baptiste este biserica baptistă. Nu, fiecare biserică baptistă îl are pe Hristos ca Domn și este biserică suficient. Nu mai e nevoie de altceva peste ea. Okay, restul sunt forme de asociere pe care noi le-am ales și... Da, Biserica din Suceava. Biserica Baptistă este Biserica Baptistă din Suceava. Corect. Biserica Baptistă din Botoșani, Biserica Baptistă din Ferentar și așa și mai departe. Toate bisericile formează Uniunea Bisericilor Baptiste. Deci nu există Biserica Baptistă, cum există, de exemplu, alte confesiuni care se numesc așa.
Corect. Sau Biserica Adventistă de ziua șaptea, cum sigur, spuneți. Este organizată la nivel planetar. Dar noi nu avem numele acesta, deci am acesta înțeles. Trebuie să... Atunci, întorcându-mă, în biserica pe care o păstoriți dumneavoastră din Ferentari, da. Aveți conceptul acesta de ziua Domnului? Fără îndoială, dar noi conceptul de ziua Domnului l-am luat practic din... Nu din textele acestea. Pe noi textele acestea nici nu ne... Majoritatea credincioșilor n-au auzit în viața lor de... I-am auzit pentru că predau istoria gândirii creștine. Noi ne-am gândit la Fapte 20:7, că în prima zi a săptămânii ucenicii erau strânși la frângerea pâinii. Și după chestia aia ne-am luat și noi și ne ținem de atunci. Cam asta e. Fapte 20:7. Păi, nu vreau să fiu răutăcios, dar... Păi puteți să fiți, dar nu, trebuie să vă gândiți și la consecințe. Nu, doamne profesor. Că nici eu nu vreau să fiu răutăcios. Nu, trebuie să gândești la consecințe. Ok. No, o să vedeți că va fi bine, fiecare are posibilitatea cu Spiritul lui Hristos să-și pună punctul de vedere. Da, noastră... nu, eu înțeleg chestia asta și vreau să vă spun cu tot respectul că am venit aici și apreciez dezbaterea. Dar seara de astăzi, eu n-am venit aici ca să fac o seară apologetică, pentru că dacă ar fi să facem o seară apologetică, n-are rost să mai stăm de vorbă, pentru că nimeni dintre noi, cred că suntem conștienți, suntem oameni maturi, nu va renunța la poziția noastră în favoarea altei poziții. Dar putem să ne îmbogățim cunoașterea, corect. Auzindu-ne sigur că unii pe alții. Asta este obiectivul. Profesor, n-am crezut și nu cred că eu aș putea să schimb opinia cuiva, după cum dumneavoastră nu puteți să-mi schimbați. Nu, dar spus că să nu fiți rău, deci nu mă gândeam la să fie omul rău. Deci... Nu. Nu e vorba de apologetică. Eu cred că radioascultătorii și telespectatorii sunt cu ochii ca pe butelie pe noi în seara aceasta să vadă ce gândește fiecare reprezentant al cultului. Cred că știu. Eu sunt baptist și noi sărbătorim duminica, ziua întâia săptămânii, ca ziua Domnului, sursa noastră nefiind toată istoria aia, Fapte 20:7. În prima zi erau strânși la frângerea pâinii. Fapte 20 sau Fapte 2? Fapte 2. 20:7. Ah, ok. Fapte 20:7. Dar ideea este, asta de discutat mai încolo, pentru că, vedeți, ideea că duminica este și zi de sabat, asta a apărut istoric. Eu spun că prima zi a săptămânii era o zi de sărbătoare a creștinilor și de închinare. Ok, mulțumesc. Vă rog, cum se vede dinspre biserica dumneavoastră? E o zi a Domnului? Aveți conceptul acesta de sabat, de odihnă? Trebuie să facem o distinție foarte clară cu privire la întrebarea pe care o puneți. Domnului Bunaciu v-ați adresat spunând dacă ziua de duminică este privită ca o zi de sabat. Corect. Eu să vă răspund că în Biserica Luterană ziua de duminică nu este privită ca ziua de sabat, sub nicio formă. La dumnealui este. Ziua, nu cred că și dumnealui, dacă va intra în detaliu, vă va spune că nu este așa. Păi tocmai v-am spus că ideea că duminica este sabat apare mult mai târziu. Exact. Noi sărbătorim duminica, de-aia vreau să fiu foarte atent. Dar conceptul de Fapte 20 s-au adunat la strângerea pâinii. Okay. Nu să se odihnească. Am înțeles, doamne profesor. Și nu e nicio dovadă istorică că în primul secol se odihneau duminica. Robii munceau. Dar conceptul de ziua Domnului este sau nu este în Biserica Baptistă? Da, dar nu ca sabat. Ok, bun. La același lucru vreau să mă refer și eu. Trebuie să facem distinția între ziua Domnului ca zi în care biserica se adună în liturghie să se întâlnească cu Dumnezeul ei și conceptul de duminică ca zi de sabat, adică ca și când duminica ar importa caracteristicile sabatului Vechiului Testament. La capitolul ăsta răspunsul este negativ. Nu vedem duminica ca înlocuind sabatul, ceea ce dumneavoastră ați pus pe material și eu însumi nu găsesc și cercetez în primul secol astfel de concepte. Ziua întâia săptămânii... Ce nu găsiți? Ce nu găsiți în primul secol? Nu găsesc conceptele acestea că Biserica Apostolică și Biserica imediat apostolică ar fi ținut sabatul. Dar o să intrăm probabil în detaliu ulterior. În momentul de față, ceea ce afirm este că în Biserica Luterană este observată ziua întâia săptămânii, în care Biserica se întâlnește în liturghie cu Dumnezeul ei, exact așa cum domnul profesor Bunaciu foarte corect a afirmat, făcea Biserica Apostolică imediat după înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri și după Rusalii, ceea ce spune dânsul Fapte 20 se petrece în proximitatea acestui eveniment, deci nu după un secol sau jumătate de secol, ci imediat, poate în proximitatea unui an de la evenimentul respectiv. Sabatul, din perspectiva luterană, rămâne
a imprimat zilei a șaptea, care este sâmbăta, dar pe care noi nu o mai observăm așa cum ea a fost observată de către evrei. Ok, mulțumesc. Deci, aveți conceptul de ziua Domnului, dar nu de ziua Domnului ca sabat. Dar nu de sabat. Exact. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Mă întreb către dumneavoastră, părinte Alexandru Mihailă, aceeași întrebare. În Biserica Ortodoxă există conceptul de ziua Domnului și, doi la mână, conceptul de sabat, ziua Domnului ca sabat? Da sau nu, așa cum o răspund și antevorbitorul noastră. Avem conceptul pentru că este biblic, îl întâlnim în Apocalipsa 1:10. Avem acolo, am fost în Duh în ziua domnească sau ziua Domnului. Și sigur că se pune problema ce înseamnă această zi a Domnului. Ortodoxi privesc, dacă vreți, această problemă a sabatului în contextul mai mare al receptării Vechiului Testament. Și noi spunem că primim conținutul Vechiului Testament, dar sunt anumite lucruri pe care deja Noul Testament le anunță că au suferit o transformare. De exemplu, nu ne mai tăiem împrejur, nu mai ținem preceptele alimentare și altele legate de anumite legi ale Vechiului Testament. Sabatul noi spunem acolo? Că ținem... Sabatul intră acolo. Și deci, pe ce ne bazăm? Nu, avem deja... Iertați-mă, deci sabatul zilei a șaptea intră în legile acelea ceremoniale? Da, pentru că avem mărturie biblică. În Coloseni 2:16 spune nimeni să nu vă judece pentru sărbători, pentru sabate și așa mai departe. Mm-hmm. Da. Ok. Repet întrebarea. Aveți conceptul de ziua Domnului, dar aveți și conceptul de sabat? A zic ziua Domnului ca sabat, ca odihnă? Nu, mai degrabă sâmbăta este asociată cu pomenirea morților, dar asta este o chestiune total diferită și are istoria ei. Mai degrabă, să zicem, ar fi urme iudaice în săptămâna mare, atunci când în sâmbăta mare noi celebrăm moartea Mântuitorului și atunci asociem această moarte a lui, sigur care prefațează învierea, dar o asociem cu odihna de tip sabatic, cu o sabatizare. Și chiar în cântările biserice se vorbește de o sabatizare a Domnului. Mulțumesc. O să intervină... Vreau să mă lămuresc într-o privință. Da. În popor există ideea asta că la sărbătorile mari, inclusiv duminica, unele activități nu sunt potrivite pentru actul... Da, da, da. Asta pentru că există un transfer... Este o teologie în spate sau e doar o credință populară că să nu speli, să nu gătești, să nu faci nu știu ce, sau e o reminiscență a sabatizării duminicii? Exact. Este o reminiscență a sabatizării, adică, într-un fel, conținutul sabatizării s-a transferat în... Dar lucrul ăsta este o practică populară sau sunt niște fundamente teologice ce, să zicem, în decursul veacurilor ele au fost... Nu știu să vă răspund acum direct, dar s-ar putea să existe niște legi bisericești, niște canoane care să spună... Cu privire la duminică. Cu privire la duminică, okay. Asocierea odihnei de tip sabatic cu dar duminica. Sincer nu știu okay. Să vă da. Le indic. O să revenim că... În codexul lui Justinian, în 321, s-a introdus. Ok. Deci de sabatul ca duminică a fost sponsorat de stat. Statul a introdus. Documentele istorice le cunosc foarte bine. Ceea ce mă interesa este dacă poziția Bisericii Ortodoxe rămâne consecventă din punct de vedere teologic la decretele care la vremea respectivă, prin secolul al IV-lea, al V-lea, al VI-lea, ajungeau să sabatizeze duminica. Asta a fost întrebarea da, pentru dumneavoastră. Dar ca să punem în context mai corect, trebuie să spunem că și în Vechiul Testament exista un sabat al zilei a șaptea, dar și un sabat asociat sărbătorilor. Da, deci nu este o inovație, nu este corect. Ceva deci, bazat pe... Rădăcinile sunt oarecum biblice. Da, 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 sigur. Bun. Mulțumesc. Și ați amintit adineori dumneavoastră, prima parte a intervenției, de un transfer, adică de la sabat la duminică. Da. Poate ne întoarcem puțin, nu acum, dar poate da. Ne întoarcem la sigur. Această idee. Ok, mulțumesc. Domnule profesor Ciprian Luca, am zis corect, cum se vede despre Biserica
catolică. Iertați-mă, Biserica Pentecostală. Nu, că ne dorim să fim și universal, da? Știm. Prin naștere de copii în special. Ok. Care este rugămintea la dumneavoastră? Răspundeți la aceeași întrebare. Există conceptul de ziua Domnului și există, doi la mână, și conceptul de sabat, de odihnă, sau doar de ziua Domnului, așa cum a fost și la antevorbitorii noastre? Biserica Pentecostală și mișcarea pentecostală în general își ia doctrina sau inspirația pentru învățătura ei din Scripturi, din Noul Testament, și noi mergem pe aceeași idee că creștinii se întâlneau în prima zi a săptămânii, vedem Fapte 20:7, 1 Corinteni 16:2, Fapte 2:1, care vorbește despre cinzecime și care era ziua întâi pentru că era 49+1. Da, era 49+1. Ioan 20:19-20, și atunci eu am să vă spun poziția oficială. Corect. A cultului creștin pentecostal din România. În articolul 28 al mărturisirii de credință, noi spunem așa: noi credem că duminica este ziua Domnului. Noi serbăm ca zi de rugăciune și odihnă duminica. Deci aveți și conceptul ea, de odihnă. Revin. În ea ne odihnim și participăm regulat la serviciile divine ale bisericii pentru zidirea noastră sufletească. Serbăm această zi în amintirea învierii Domnului Iisus Hristos, după modelul creștinilor din biserica primară. Și aș mai adăuga, după modelul cinzecimist, că de aceea insistăm noi ca pentecostali asupra cinzecimii, tot fiind în prima zi. Acum, pentru a nuanța, percepția în sânul bisericilor pentecostale și a mișcării pentecostale, cel puțin în România, este că duminica e o zi pe care noi o rezervăm, o punem deoparte pentru a ne închina lui Dumnezeu. E ziua Domnului. E ziua Domnului. Că e bine pe cât se poate să renunțăm la alte activități mundane de zi cu zi pentru a acorda mai mare atenție închinării. Ce înseamnă pe cât se poate? Pe cât se poate, adică nu neapărat că e interzis să lucrezi sau că nu ai voie să faci nicio lucrare sau nu ai voie să mergi la servici sau să... Nu deci știu. Poți lucra. Poți lucra, dar percepția este că pe cât se înseamnă poate. Înseamnă că în cazul acesta nu apare ideea de sabat, nu? De odihnă. Asta vreau să spun. Deci, noi în mărturisire, de aceea am vrut să nuanțez, în mărturisire spunem o zi de rugăciune și odihnă, dar odihnă nu în sensul acela dogmatic, strict, nu ai voie să lucrezi, ci de preferat să acordăm o atenție sporită închinării noastre Domnului. Și, într-adevăr, în popor există conceptul acesta. Noi acum trăim în București, oamenii mai au, mai lucrează duminica, mai, ceea ce nu este interzis. Dar mai ales la țară, oamenii caută să nu prea facă alte lucruri. Sigur că poate gătesc, încălzesc mâncarea sau așa, dar caută să evite lucrul la câmp, săpatul, agricultura și să se concentreze mai mult pe rugăciune, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe mersul la adunare, acordând o atenție sporită acestui... Vă rog. Intervenție. Cred că nicio confesiune creștină nu ține ca odihnă, ziua de odihnă pe care o are, după normele iudaice, pentru că acele erau foarte stricte. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că nicio confesiune nu își asumă în totalitate... E bine de spus. Ok. Iertați-mă, dacă tot ați intervenit, părinte, în ortodoxism este voie să lucrezi duminica? Adică e tot așa pe cât se poate? Adică poți să mergi la serviciu, poți să lucrezi, poți să... Nu, este o zi de odihnă, este o zi de odihnă nu neapărat ca o încetare totală a lucrului. Poți să faci, dacă ai nevoie de anumite lucruri, nu înseamnă că este un tabu să nu faci absolut nimic. Dar este în primul rând o zi de închinare adusă Domnului. Okay. Și atunci, timpul respectiv trebuie să fie folosit ca atare. Scurt. Și la noi, la fel este exprimata, se spune că în ea, în ziua aceasta, din mărturisirea de credință, trebuie să ne odihnim de lucrurile și distracțiile trupești, având voie să facem faptele milei
și cele ce sunt absolut necesare. Dacă deci, trebuie să ne odihnim, înseamnă că apare și ideea de odihnă. Da, dar nu în sensul sabatului, pentru că spune foarte clar mărturisirea noastră, spre deosebire de vechiul așezământ mozaic, când se ținea ziua a șaptea, creștinii ca membri a așezământului nou trebuie să țină ziua întâia săptămânii, duminica, care a fost sfințită de Dumnezeu prin învierea din morți a Fiului Său și prin trimiterea Duhului Sfânt. Deci aceeași argument. Dacă deci, faci cafea, deci nu este iudaic, pentru că înseamnă că prins focul. Ultima parte, domnule profesor Bunacio, vă rog, dacă puteți să recitiți ultima parte, care a fost sfințită de Dumnezeu prin învierea din morțea Fiului Său și prin trimiterea Duhului Sfânt. Ce zicime? Același argument. Foarte scurt, un lucru pe care nu l-am spus, dar cred că este necesar pentru a se înțelege bine discuția. În Biserica Luterană mai este un lucru important cu privire la sabat. El nu este la duminică. Noi nu vedem duminica într-un stil legalist. Adică în ceea ce privește Biserica Luterană, dacă cineva este nevoit, are schimbul la servici duminică, poate să meargă. Dacă simte nevoia să spele niște haine copilului care se muda, le poate spara, că vrea să gătească. Și duminica, nefiind văzută în stil legalist, înseamnă că inclusiv apropierea de închinarea lui Dumnezeu despre care s-a vorbit, de exemplu a vorbit domnul profesor Luca, noi o vedem aferentă fiecare zi. Sunt biserici luterane care, asemenea, de exemplu, bisericilor ortodoxe, au slujbă liturgică în fiecare zi. Adică fiecare zi o zi a Domnului din punct de vedere liturgic. Duminica este doar o convenție. Dacă să vă comprimați intervențiile, o să avem posibilitatea, în timpul care ne stă la dispoziție, să intervenim de mai multe ori și cred că este mai bine, e și mai dinamică discuția așa. Este doar o convenție din virtutea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci nu este o lege. Dat fiind faptul că 5 dintre dumneavoastră vorbiți despre duminică și e doar unul singur care va vorbi despre sabat și despre valabilitatea lui, puteți să-i adresați întrebări și domnului Necula în urma intervenției de ce așa și nu altminteri? Sau domnul Necula poate să vă adreseze dumneavoastră anumite întrebări atunci când anumite lucruri nu le înțelege. Vă rog, domnule profesor, cum se vede despre Biserica Adventistă? Există ziua Domnului? Există ideea de sabat? Adventiștii sunt cunoscuți ca fiind sâmbătiști, adică nu e nicio surpriză, nici pentru noastră care sunteți în platou și nici pentru cei care ne urmăresc. Corect. Dar cred că trebuie să vă spun în ce fel, pentru că una este cum ești perceput și alta este cum e declarația. Și aici aș vrea să lămuresc lucruri. Vă rog. Adventiștii de ziua șaptea consideră că sabatul, ca principiu de odihnă, fiind așezat în inima decalogului, și acum trebuie să vă explic faptul că adventiștii văd decalogul pe tradiție creștină, adică din primul secol, apoi tradiția protestantă, în care decalogul este văzut ca fiind definiția caracterului lui Dumnezeu. Noi facem diferență între decalog și legislația mozaică. Și asta este un prim element pe care va trebui să-l sesizăm. Pe de altă parte, adventiștii vin și spun că principiul odihnei săptămânale rămâne valid, inclusiv în Noul Testament, pentru că nevoile fiziologice ale omului nu s-au schimbat după învierea lui Hristos, adică nevoia de a te odihni, inclusiv în vremea ratului și seceratului, rămâne, inclusiv pentru cel care este sub harul lui Hristos, dar în spiritul poruncii rămâne validă inclusiv chemarea ca ziua să fie închinată Domnului Dumnezeului tău. Adică noi suntem în înțelesul spiritual că există toate zilele, le dedicăm Domnului, dar o zi din șapte este regină în care o dedicăm cu precădere închinării Domnului, așa cum tradiția creștină o spune uneori cu privire la duminică, alteori cu privire la sâmbătă. Mai departe, noi considerăm că sâmbăta rămâne validă. Și argumentele sunt și de natură istorică. O să ajungem să le comentăm, dar în primul rând să rămân la cele biblice. În Noul Testament, Hristos, în Matei capitolul 24, spunea la versetul 20, ucenicilor le spunea, văzând în viitor, la distanță cam de o generație, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat. Ceea ce pentru noi, asta înseamnă că Hristos vedea că inclusiv după învierea lui, cu ochiul profetic, ucenicii aveau să țină, la distanță de 40 de ani, ziua de sâmbătă ca sabat.
Eu vă expun argumentele și după aia discutăm dacă sunt pertinente sau nu sunt pertinente. Sigur, oricine poate să vă adreseze întrebări. Bun. Deci ăsta este argumentul pe care îl reținem, adică e mărturia lui Hristos și peste mărturia lui Hristos nu poți să treci. Când el spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie, deci el vorbește până anul 31, da? 32, 33, depinde cum datezi. Și când vorbește de evenimentul căderii Ierusalimului, noi vorbim la anul 70. Adică, la o distanță de aproape 40 de ani, Hristos se aștepta și le spunea despre sabat în mod explicit. 2. Noi credem că Pavel n-a fost sâmbătist doar de conjunctură. Adică este adevărat că Sfântul Apostol se ducea în sinagogă și vorbea cu coreligionarii, că atunci îi găsea pe ei. Dacă vreți să-i găsiți pe adventiști, vă duceți sâmbătă, că acolo îi găsiți la biserică. Iar dacă vreau să-i caut pe frații mei luteran, mă duc duminica, nu? Eventual miercurea, dacă au și oră de rugăciune. Nu, dacă au și liturghie duminică. Ok, bun. Acum mă întorc. În Fapte, în capitolul 13, ni se spune că Pavel vorbește neamurilor într-o zi de sâmbătă. Și ceea ce rețin eu ca un argument pertinent aici este faptul că Pavel nu-și dă întâlnire cu cei dintre neamuri într-o zi de duminică, spunându-le, hei fraților, voi sunteți dintre neamuri, eu mă întâlnesc cu confrații mei iudei sâmbăta, cu voi. Citez. Fapte 13:42 și după aia următorul verset 44. Când au ieșit afară neamurile, adică neiudeii, i-au rugat să le vorbească și în sabatul, versiunea sinodală este mult mai evidentă, și sâmbăta viitoare despre aceleași lucruri. În sâmbăta, în sabatul viitor, aproape toată cetatea, referire la Antiohia din Pisidia, s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Că Pavel recunoaște sanctitatea sâmbetei, noi vedem un argument puternic aici. Iar cu privire la fapte 20, nu reținem ca fiind un argument explicit, ci unul implicit, că ucenicii se întâlneau și frângeau pâinea și aveau activități de închinare, de altfel zilnic. Iar lucrul acesta nu devine decât un argument, să spunem, colateral, pe care putem să luăm în discuție spre analiză. Însă, aici, în versetul 44, avem o dovadă explicită, categorică. Eu văd colaterală, că se întâlneau sâmbăta. Când să se întâlnească altcândva? Pentru că atunci se întâlnea comunitatea, că erau evrei. Ascultați-mă, n-a spus prezent aici. Erau evreizați, erau... Ascultați-mă, pentru că dumneavoastră trebuie să rețineți... Nu, dar e același argument, și nu asta să mă ascultați, că e același argument pe care îl folosiți dumneavoastră. Deci, ce spunem noi, ce spun eu aici, spuneți că e colateral. Și asta e tot colateral, din punctul meu de vedere. Ca să devină iudei. Nu. Auziți, doamna, toată cetatea. Nu țineau sabat. Nu. Haideți să fim oneși cu textul. Spune domnule, toată cetatea. Domnule Necula, continuați-vă ideea, terminați-vă ideea și apoi ne întoarcem la cei ce vor să vă adreseze întrebări. Știți cum e? Sunt de acord să analizăm textul, dar să nu-l decupăm după cum se potrivește pe părerea noastră. Exact asta vă spun și eu. Exact asta și eu sunt de acord să nu decupăm. Spuneți-mi, ce înțelegeți dumneavoastră prin toată cetatea? Din Antiohia, din Pisidia. Dumneavoastră ce... Păi toată cetatea. Toată cetatea înseamnă iudei, neiudei. Dar nu credeți același lucru cu toată familia, de exemplu, la botezul copiilor? Faceți, păi nu, pentru că trebuie să decupăm acolo. Nu mai sunt copii, copiii nu mai erau decât adulți. Copiii cei mici nou născuți nu erau din toată familia. Vreau să vă explic de ce nu cred. Dar aici erau din toată cetatea. Imediat vă spun. Pentru că neiudei. Domnul Hristos spune și Marcu zice în felul următor, oricine va crede și se va boteza. Deci noi credem Scriptura pe totalitate. Dar cu baza textului ăsta cu toți eliminați copiii mici. Nu eliminăm. Noi credem că în familia respectivă au putut fi botezați și copiii cu condiția să împlinească criteriul din Marcu. Să creadă. E simplu. Dar nu pruncii, că pruncii nu cred. Punct. Ok. Mulțumesc. Continuați-vă ideea. Ok. În contextul acesta, Biserica Adventistă consideră că există noțiunea de zi dedicată Domnului, ziua Domnului, și se citează din Vechiul Testament. Și în privința aceasta, cu privire la practică, pentru că este aspectul pe care vreau să-l punctez, în comunitățile adventiste la nivel mondial pot să existe diferențe în modul în care se aplică principiul păzirii zilei de odihnă. În unele culturi
pare să fie neacceptat să joci, spre exemplu, un sport, să ieși cu copiii și să se joace în parc sau undeva la verdeață, în alte zone restrictive... Decalogul nu e valabil, e contextual nu. Acolo. Deci pentru că decalogul, în unele culturi merge, în altele nu merge. Imediat. Decalogul spune doar atât. Să-ți faci tot lucrul tău. Iar cu privire la aspectele care sunt prohibite, nu există nicio poruncă explicită în Noul Testament care să interzică jocul. Poate fi pasajul din Isaia în care spune să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Asta înseamnă că dacă am luat literam, cui îi place salată de fructe, sâmbăta nu o va mânca pentru că nu trebuie să-și facă gusturile lui. Dar sensul, dacă e să aplicăm hermeneutica corect acolo, e cu totul altul. Hermeneutica corectă, înțelegeți, hermeneutica Bisericii Adventiste. Pentru că și noi avem hermeneutica noastră. Deci haideți, tot corectă. Și eu tot una corectă. Nu. E contextul mai amplu al pasajului respectiv, ce spune să nu-ți faci gustul tău și nu se referă la joc, la sport, ci contextul face referire la... Eu n-am făcut referire la asta, dumneavoastră încercați. De asta zic. Deci, în contextul ăsta, dar principiul rămâne valid. Spre exemplu, în regula interioară a bisericii se spune că poate fi chemat și pus sub disciplină bisericească un credincios pentru călcarea repetată și cu bună știință a zilei Domnului. Adică aspectele care intră de necesitate și urgență sunt sub incidența cuvintelor lui Hristos care spun că dacă boul tău cade, ești dator să-l scoți. De aceea este îngăduit a face bine în zi de sabat. Dar aici adventiștii sunt cu o conștiință liberă și sunt cazuri în care ei nu își permit să fie pe pontaj la spital, iar alții consideră că se poate face lucrul ăsta în regim de voluntariat. Aici, când e vorba de cei ce lucrează în... În domeniul medical, pentru că intră la aspectul de necesitate și de urgență. Okay. Dar dacă boomul tău continuă să cadă în fiecare zi de sâmbătă, noi îi sfătuim pe oameni să pună capac la groapă. Ok. Începând de ziua de duminică să pună capacul, să nu mai cadă sâmbăta ca să fie luat. Dumneavoastră, punctuală. Vă rog, în 1 Corinteni, cred că 16:2, Apostolul Pavel le spune să strângă ajutoare în prima zi a săptămânii. Da. Și înțeleg că în cartea, în manualul dumneavoastră, se recomandă că ajutoarele să fie strânse de sabat. Deci, nu. Eu așa am citit în manualul bisericii dumneavoastră. Dacă aveți Biblia, căutați, vă rog, pentru că... Dar mă refer, când se strâng ajutoarele la dumneavoastră? În prima zi a săptămânii sau de sabat? Vreți să citim textul? Nu, vreți să citim textul? O întrebare? Textul zice așa. Nu, dar manualul. Mergem ce spune manualul. Domnul Mihail, spuneți dumneavoastră textul. Ați adresat o întrebare, lăsați-mi să vă răspundă. Vă răspund. Vă rog. Textul ăla zice... Nu decupează. Păi nu, că întreb ce scrie manual. Eu vă garantez că nu decupează. Mai întâi trebuie să vă spun ce zice în Biblie, că dacă citim cu atenție, răspunde. În hermeneutica adevărată, nu... Da, imediat. Corect. Zice așa. Fiecare să pună acasă, nu la biserică. Nu apare în grec, nu e acasă. Nu apare acasă. În prima zi a săptămânii. Nu e acasă în grec. Discutăm și despre text. Așa este în traducere, dar nu e. Discutăm și despre variațiile textuale, dacă vreți. Nu, dar în manualul dumneavoastră, când se adună ajutoarele? În timpul sabatului, nu? În manualul bisericesc. Mă întorc. Se spune în felul următor. Fiecare să pune deoparte acasă. Nu, dar în manualul dumneavoastră, de ce nu răspundeți la întrebare? Vă răspund. Noi avem un pasaj care este de fiecare dată citit și de fiecare dată se face anunțul. Sâmbăta viitoare va fi așa. Și îndemnul nostru, uneori se citește exact textul respectiv, este ca din ziua de duminică, atunci când omul ajunge acasă, să pună deoparte pentru următoarea întâlnire publică ce are de pus deoparte. Și noi considerăm că facem ce spune Pavel acolo. Înțelegeți? Adică pasajul din 1 Corinteni nu vorbește despre colecta publică cu ocazia liturghiei. Iar despre asta putem să discutăm făcând o analiză pe text. Cel puțin în versiunea Dumitru Cornelescu și în alte versiuni moderne apare cuvântul acasă și veți vedea că ține de variante textuale. Și cum și ce, asta ține de critică textuală. Mulțumesc. Dar ne întoarcem. Merg către domnul președinte Virgil Achihai. Există în Biserica Creștină, după Evanghelie pe care o reprezentați, conceptul de ziua Domnului și de sabat, de odihnă, sau doar de ziua Domnului?
Da, ca și domnul Bunaciu, trebuie să subliniez, eu sunt președinte Uniunii, nu al Bisericii, ca să fie clar. Și văd că deja discuția s-a prins. Eu stau și mă întreb, de ce Dumnezeu nu l-a pus pe Adam să țină sabat? Că Dumnezeu a ținut. Adam, de ce nu a ținut? Adam? Sau așa, ca o întrebare pentru mine. Adam așa. A ținut sabatul? Păi, dar nu i-a spus. Luther zice că a ținut. Da, dar nu i-a spus, nu e scris. Nu, este o greșeală. Nu e scris. Deci, pot confirma că Luther nu a spus. Asta e una dintre întrebări care mi-o pun eu. Dom'le, de ce Dumnezeu imediat așa, băi Adame, și Eva, fii atenți, de acum trebuie să țineți sabat pentru că și-am ținut. Da, e o întrebare pentru mine. Interesant, deci dumneavoastră susțineți că Adam n-a ținut sabatul. Păi nu, eu nu văd scris. E prima dată când aud, pe dar chiar... Da, eu nu, zic și eu așa, da, în Biblie nu este scris. Nu este scris, dar n-am reușit tot din acelorlalți. În același timp, zice că părintele nostru în credință, Avram, i s-a poruncit undeva lui Avram să țină sabatul? Și venea dintre păgâni. Nu, deci nu știu. Ce înțeleg eu și creștinul pe Evanghelie este că vremea de 430 de ani poporul a muncit, pot să spun, zi și noapte. A fost asuprit prin muncă. Și când a ieșit, Dumnezeu le-a pus această, pentru că sabatul a apărut prima dată când a fost vorba de mană. Fii atent, ziua sabatului, ca o rânduială, și pe urmă au fost poruncile date. Deci mai întâi a fost problema cu mana. Ziceți că atunci a fost pentru prima dată menționat ideea de sabat. Așa spune. Dar în ziua de sabat să nu strângi, pentru că vei avea de ajuns... Nu spune așa. Vă dau un sabat, spune aduți aminte de ziua sabatului. Înseamnă că a fost cândva. Nu, înseamnă că să-ți aduc aminte de ziua de la creație în care Dumnezeu nu a fost. Deci nu a fost dată până atunci, pentru că darea sabatului este imediat următor, între 10 cele porunci. Iertați-mă că a intervenit și domnul pastor Sorin Horia Trifa, ca să vă ajute din ce observ. Lăsați-l pe domnul Virgil Achihai acum. Da. Deci, între creație și momentul cu umană nu apare noțiunea de sabat. Nu apare. Uh-huh. Apare acolo ziua șaptea și imediat după aceea vin legile. Poporul are nevoie, așa cum înțelegem noi creștinii pe Evanghelie, de o întoarcere cu adevărat la Dumnezeu, care să se exprime ca într-una din zile să fie dedicat absolut, pentru că sabatul la evrei, trebuie să fim conștienți, nu-l țineai, erai mort. Deci nu era, dar pedeapsa capitală se aplica. Poporul avea porunca, da? Să ții sabatul și așa mai departe, împreună cu celelalte lucruri. Întrebarea pe care mi-o pun eu și noi ca și creștini pe Evanghelie este, mai există astăzi noțiunea aceasta de sabat? Până la urmă, ziua Domnului, așa cum o înțelegem noi, este până la urmă ziua judecății Domnului. În Vechiul Testament este ziua judecății Domnului. La aia se referă. Nu avem noțiunea de ziua Domnului de închinare o anume zi. Că vreau să vă spun un lucru. Păi atunci joia nu mai e zi de închinare? Miercurea nu mai este de închinare? Vinerea nu mai este de închinare? Corect. Eu numai duminica mă închin Domnului? Păi, dragii mei, și ascultători și colegi, zice, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă plăcută duminica sau sâmbăta. Nu, da. Permanent! Așa a spus și domnul Trifa implicit, pentru că ziua aceasta este o convenție până la urmă. Este o convenție, dar ea bisericii. Dar ea mai mult mă îndeaptă cu ochii spre ziua judecății. Ziua Domnului, asta este conotația vechi testamentală. De ziua judecății Domnului. În ziua aceea Dumnezeu va face... De aceea creștinii pe Evanghelie consideră că nu trebuie să fie legați nici de un loc anume, nici de un munte, nici de o zi anume. Închinarea este liberă. Dar ne bucurăm că avem libertatea aceasta încă, în care o zi anume să fie cu mai multă pasiune dedicată lucrării lui Dumnezeu, pentru că și în ziua aceea, până la urmă, și statul ți-a dat niște condiții în care nu toată lumea mai muncește duminică. Să poți să te dedici mai mult, dar fără să fii sub pedeapsa unei legi. Fii atent, n-ai făcut asta, vei muri. Nu este o impunere, așa cum cerea foarte clar legea. Pentru că în fond sabatul, așa cum înțelegem noi, era și un semn al legământului poporului evreu cu Dumnezeu. Era pentru că celelalte popoare nu aveau nicio treabă cu... Ei trebuia să respecte... Dom'le, noi în ziua aceasta, sabatul, care este, fiecare cum înțelege, este ziua dedicată lui Dumnezeu. Noi astăzi avem toate zilele pentru Dumnezeu. Toată bucuria slujesc cu Dumnezeu. În mod deosebit, duminica. Sigur, pot să vin cu texte din Sfânta Scriptură. Să spun, s-a invocat Fapte 2. Atunci zice că în fiecare zi erau la templu,
Păi mai este posibil astăzi? Nu mai este posibil. Nu mai pot să fim toată ziua la adunare. Doar mă mai duc câteodată, dar nu mai fac o dată. Să vedem așa. Nu, nu mai este posibil. În același timp, a fost trecerea aceea puțin prin comunismul, toate aveam împreună, ori în fapte 20 deja, cum înțelegem noi, este deja o reglementare, chiar dacă nu este scrisă, o reglementare a închinării corporative, colective, duminica. Noi, ca și creștini evanghelie, sărbătorim masa Domnului fiecare duminică. Tocmai pentru aceasta. Asta nu înseamnă că dacă dorim să facem masa Domnului joi sau miercuri, este un păcat, e un impediment. Nu este. Deci nu este legat de acea odihnă trupească și de un semn, ci până la urmă odihna aceasta și până la urmă sabatul pus de Dumnezeu poporului a fost de ce? Ca odihna sufletului. Să se bucure în Dumnezeu și să fie distins de ceilalți. Mulțumesc. O să mă drept acum către părintele Alexandru Mihailă. Dacă îmi permiteți, aș dori să răspund domnului Mitrache. Necula, da, sigur da, că da, da. Vă rog. A fost invocat textul din Matei, nu legat de ce spune Mântuitorul, rugați-vă să nu 20. Fie... Matei 24, exact. Contextul, dacă ne uităm la capitol, vedem că este legat de ce se va întâmpla în Ierusalim. E vorba de distrugerea Ierusalimului, cum s-a și spus. Și atunci, fiind vorba de pământ iudaic, este evident că Mântuitorul atrage atenția asupra problemelor care se pot naște, pentru că acolo trebuia să păstreze sabatul. Nu cred că îl putem lua pe Mântuitorul ca un bun exemplu de păstrare a sabatului, pentru că el are o atitudine foarte liberală, să o numim așa, legat de sabat. Să ne amintim că îi apără pe ucenicii care încalcă sabatul după normele iudaice atunci când aceia din pricina foamei luau boabele de grâu, le frecau în mâini și le mâncau. Să nu uităm apoi că Mântuitorul are o poziție iarăși liberală față de sabat atunci când spune că în fond el este domn al sabatului și că sabatul este dat pentru om și nu omul este sclavul sabatului, nu omul este pentru sabat. Și așa este. Deci, în cazul de față, nu cred că poziția Mântuitorului poate fi clamată ca ținere a sabatului în literă. Uh-huh. Mai era, cred că, un argument, dar mi-a scăpat. Vreau să... Cel din fapte în care toată cetatea și neamurile că s-au... Eu să știți acolo. Că sunt de acord cu această părere și mi se pare o poziție corectă faptul că existau creștini care țineau sabatul. Inclusiv și... dintre neamuri. Inclusiv dintre neamuri. Da. N-am nicio problemă cu asta. Ce aș avea și aș face puțin referire la primul slide pe care l-ați prezentat, nu este corect să se spună că pentru prima dată, în vremea împăratului Constantin, s-a pus accentul pe duminică. Până atunci, să știți că există o istorie foarte bogată, pe care chiar un adventist a prezentat-o într-o strălucită teză de doctorat, îl cheamă Samuele Bacchiocchi, și în anii 70, în 1977, a fost chiar primul necatolic care și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Gregoriană din Roma. Și a susținut-o foarte strălucit. Ce schimbă el în percepția adventistă asupra sabatului este că, de fapt, există o istorie a transformării sabatului în duminică înainte de Constantin. Și ăsta este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Nu, vă zic foarte rapid. Intervenția în video spunea că a fost prima lege. Da, bun, prima lege sunt de acord. Prima lege. Dar există o istorie foarte... Nu. Eu zic că se putea înțelege... 325 vorbea de prima lege. Se putea înțelege că atunci, de fapt, a început istoria... Nu, adventiștii niciodată n-au... Ok, atunci sunt total de acord. Cert este că e o tranziție de la sabat la duminică și sunt argumente istorice, ne vom ocupa imediat de ele. Și dacă îmi permiteți foarte pe scurt, eu aș accentua ce se spune în Coloseni 2:16, pentru că mie mi se pare un text foarte important. Îți arată foarte clar că erau creștini care țineau sabatul,
probabil că erau mai apropiați de mediile iudaice, sunt așa numiți iudaizanți, care au existat și au continuat să existe chiar creștini care legau serbarea Paștelui de 14 Nisan, 14 spre 15 Nisan. Și asta până în, la jumătatea secolului al II-lea sunt în controverse cu creștinii care leagă oarecum Paștele de duminică. Dar mie mi se pare că în Coloseni 2 cu 16 ideea principală care ar trebui să ne rămână este aceasta că creștinul se raportează mult mai liber la legea iudaică. Pentru el legea nu mai este o povară. N-am nicio problemă dacă Sfântul Apostol Pavel propovăduiește sâmbăta. Să ne gândim că, de exemplu, pe Timotei, în Fapte 16, îl taie împrejur pentru a facilita accesul iudeilor la noua credință, la creștinism. Deci, asta ce mi-arată? Că el, ca iudeu, ar fi trebuit să-i spună Timotei, nici nu discutăm dacă nu ești tăiat împrejur. Nu avea nicio problemă dacă Timotei, evreu fiind, nu era tăiat împrejur. Ce deci, vreau să spune că la fel este și cu sabatul. Sfântul Apostol Pavel, iarăși, nu numai că Mântuitorul nu poate fi clamat ca un bun observator al sabatului, ci la fel și Sfântul Apostol Pavel. Pentru că și el este mult mai lejer în situația asta. Okay. Ce vreau să spun era faptul că avem indicii că în primul secol creștinii nu erau încrâncenați cu privire la ziua de închinare, așa cum dezbatem noi în secolul 21, ci subiectul ăsta al păzirii sâmbetei era oarecum un subiect natural, posibil și mediul iudaic favoriza în privința aceasta. Și un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este că ulterior primului secol, că dacă vom ajunge să dezbatem, în sânul comunității creștine s-a continuat să se dea atenție sâmbetei într-o măsură mai mică sau mai mare, cu argumente pro și contra, și cred că subiectul ăsta merită să-l dezbatem din punct de vedere istoric și nu din punct de vedere teologic, că nu ne-am întâlnit aici să dezbatem teologia cu privire la sabat sau cu privire la ziua Domnului duminică, ci să încercăm să surprindem și să vedem cum, din perspectiva denominațională a fiecăruia dintre noi, putem să vedem traseul acesta. Samuele Bachiochi face ceea ce Biserica Adventistă susținea, spre deosebire de alți sâmbetiști, că trecerea de la sâmbătă la duminică nu s-a făcut în 321, că a fost un proces, și recunoaștem că din punct de vedere istoric sunt semințe incipiente încă din al doilea secol, poate și chiar la finalul primului și secol. Din Noul Testament. Aici, la finalul de prim secol, trebuie să discutăm cu privire la autenticitatea, că sunt texte interpolate și... Recunoaștem aici. Apostol Pavel scrie către cei din Romani, spune așa: unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate sunt la fel. Și Epistola către Romani. Da, și nu pot să spun că e secolul 2 sau 3. Nu mai. Așa e. Deci, explică așa, zice, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, și cine nu face, pentru Domnul o face. Deci pentru el e clar. Nu mai... În principiu, Noul Testament mai relatează ceva interesant pe care fac mea culpa dacă s-a luat în discuție și n-am fost atent, deși m-am concentrat. Domnul nostru Iisus Hristos, după învierea Lui, face ceva special. Se arată ucenicilor și ceea ce găsim în Scriptură, sigur, eu nu spun că nu s-ar fi arătat și în alte zile, dar ceea ce noi găsim relatat în Scriptură că s-a arătat ucenicilor este exclusiv duminica. Revărsarea Duhului Sfânt, așa cum a spus domnul profesor Luca, este duminică. Și tot timpul ucenicii erau adunați împreună în perioadă. Nu erau dispersați, nu păreau că erau la alte... Numai o secundă. Și de astfel, foarte multe evenimente de acest gen nu implică sâmbăta, ceea ce pentru mine este interesant. De văzut de ce nu implică sâmbăta. Nu cred că Domnul Iisus s-a odihnit undeva departe și nu și-a permis să meargă să se întâlnească cu ucenicii lui pentru că străbătea mai mult de un kilometru, cum interzicea legea iudaică. Iar ceea ce domnul părinte a explicat vis-a-vis de distrugerea templului, pentru noi este clar. Rugați-vă să nu fie într-o zi de sabat a fost dată de genul: rugați-vă să nu strâniți mânia evreilor asupra voastră în momentul în care ei vor considera fuga voastră ca fiind o încălcare a percepelor sabatului și vă vor ucide cu pietre. Nu cumva
că dacă în ziua sabatului va fi nevoie să fugiți, rămâneți împietriți și vă vor măcelări romanii, că asta este situația. Nici în Vechiul Testament nu vedem astfel de situații. Pe David îl vedem fugind în ziua sabatului și ascunzându-se în templu și mâncând din pâinile templului și așa mai departe. Deci nu... Ok, te rog și apoi mergem către domnul Bunaciu. Vreau să spun că pasajul din Fapte nu subliniază într-o manieră explicită preeminența zilei întâi, ci subliniază faptul că s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Adică noi trebuie să facem niște calcule. Care din întâmplare era ziua întâi. Din întâmplare, da, deci, dar nu subliniază asta. Dar atunci s-a întâmplat. Știți de ce? Și Hristos a înviat tot în prima zi. S-a arătat cenicilor tot în prima zi. E o problemă puțin ironică discuția noastră. La predicarea lui Paul și Paul a înviat în prima zi. Ok, dați-i voie să răspundă. Ascultați până la capăt, pentru că noi trebuie să intrăm... Frate, o să ascultăm, sigur. Noi trebuie să intrăm în spiritul textului, pentru că dacă noi venim și deja îl injectăm cu anume viziune, categoric... Păi tocmai de asta ne temem noi că faceți dumneavoastră. Nu, nu, nu. Vedeți, aici ai problema. Să vă dau un exemplu. Ioan Crisostom, într-un comentariu la pasajul respectiv, face o eroare, zic eu, de neiertat, că... Îl putem ierta. Da, noi îl iertăm. În sensul, pentru că el era un mare omiletician, plecând de la detaliul în care spune că ei au mers de la Muntele Măslinilor cale de o zi de sabat, nu-i atent la cronologie și spune că lucrul ăsta trebuie să se fi întâmplat într-o zi de sâmbătă, învierea. Dar dacă mergem pe varianta asta, nu ne iese socoteala cu 10 zile câte trebuia să iasă, pentru că defazează. Ceea ce înseamnă că învierea trebuie să fi fost joia, nu cum spune Ioan Gură de Aur, zic, dintr-o eroare. Și acum, mă întorc, eroarea lui este pentru că la vremea respectivă nimeni nu punea accentul atât de mult pe faptul că s-a întâmplat într-o zi de sâmbătă și spuneți că întâmplarea face. Da, face, pentru că e o cronologie pe care trebuie să ținem cont. Ci textul biblic subliniază că s-a întâmplat în ziua cincizecimii pentru că avea o conotație deosebită, pentru că era pentru evrei. Da, în contextul ăsta. Și toată simbolistica pe care o vedem acolo nu este legată de ziua întâia săptămânii, ci de faptul că s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Adică, limbile de foc, un joc de cuvinte, putea să le spună flăcări, dar în grecește le spune limbi, din simplu motiv că s-a vorbit în limbi. E clar un joc. În tradiția iudaică, cincizecimea era asociată cu tunetele, cu Sinaiul, că la 50 de zile distanță de la ieșirea din Egipt, i-au poposit la Sinai. Și pentru ei însemna restatornicirea sau statornicirea unei noi comunități, cum în vechime se întâmplase, acum dar 50 de era actul de naștere. Deci accentul nu pică atât de mult că s-a întâmplat pe ziua întâi, asta este colateral, asta vreau să vă spun, ci pe faptul că s-a întâmplat în cincizecime. Cu siguranță, cu siguranță, cum de altfel adventiștii pot să spună că Hristos s-a odihnit în ziua de sabat. Nu s-a odihnit, căci Cretul Apostolului spune că a coborât în o singură mențiune. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, știm Conciliul de Ierusalim. Da, da, Conciliul de Ierusalim, care pentru mine este suprem aici. Pentru neamuri. Care spune așa: fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, prin vorbirea lui v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Care lege? Mozaică. Și e cu articol. Să păziți legea. Și zice: noi după ce ne-am adunat, și așa tare îmi place aici, mi s-a părut Duhului Sfânt potrivit. Amin. Amin. Da. Domnule președinte, decalogul e legea mozaică? Ai zice legea. Nu, ai da, legea, dar în legea acela... noastră, decalogul este legea mozaică. Aici când zice legea, eu cred că se referă la cele 10 porunci. Și că este articulat să vă în cazul ăsta nu trebuia să țină deloc legea, nu doar una singură. Păi da, numai puțin. Da. Spune aici, adică să vă feriți de lucrurile jertfite iudor, de sânge, de dobitoase sgumate, de curvie, lucruri care vă veți păzi, vă veți bine sănătoși. Nu cred eu că le spunea neamurilor, așa, înțelegea mea, să țină legea ceremonială evreiască. Deci dacă dumneavoastră ziceți că legea de acolo este decalogul, înseamnă că toate 10 trebuie să dispară. Păi nu, okay. Era ideea că cine nu... dacă una s-a dus, ce se mai avea celelalte? Ați vrut să interveniți, domnul Bunaciu. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Doar două lucruri am vrut să spun. De prima zi mai este un element. Nu numai faptul că a înviat Domnul Iisus. Apostolul Pavel vede asta și o nouă creație. Deci sabatul a fost odihna pe care și-a dat-o Dumnezeu și după aceea
Începe o nouă creație și în 2 Corinteni 5 cu 17 spune, de aceea cine este în Hristos este o făptură nouă. Și primii creștini au luat asta ca un simbolism al Duminicii, pe lângă faptul că Iisus Hristos s-a născut, s-a înviat în Duminică. Dar vreau să spun un alt lucru, că există un consens aici. Nimeni nu spune că în prima parte a creștinismului n-au fost creștini care au sărbătorit sabatul. Dar asta era problema pe care a sesizat-o Pavel în Galateni și în Romani. Pentru că unii au fost și era logic pentru ei. Dacă era evreu, Hristos era și el evreu, era normal să te gândești că și tu, ca și creștin, trebuie să fii ca și evrei. Da. Și apostolul Pavel, când a pornit persecuția lui împotriva creștinilor, a pornit tot din această perspectivă. Dar pentru el, momentul întâlnirii cu Hristos a schimbat această perspectivă. Da, e o explicație foarte interesantă vis-a-vis de plin de râvnă, nu? El vede totul plin de râvnă, nu? Și dacă vă uitați, expresia asta plin de râvnă în Vechiul Testament apare când Ilie îi distruge pe cei 400 de proroci. Era plin de râvnă, nu? Dar Pavel a văzut după aceea că plin de râvnă nu era asta să-i omoare pe ceilalți care nu sărbătoreau cu el, ci să fie loial lui Hristos. Și de aceea el... și Petru la un moment dat a avut același impuls, a spus nu se poate, dar după aceea a dat Domnul o viziune, a văzut o masă coborându-se cu toate bunurile și atunci asta înțeleg eu în Galateni și Romani, polemica lui Pavel este tocmai împotriva acestor creștini care doreau să impună neamurilor și asta nu este o părere minoritară, dacă vă uitați la toată exegeza Noului Testament, nu numai baptistă, ci generală. Asta este tema principală. Apostolul Pavel spune, nu aveți cum să impuneți celor de la neamuri aceleași reguli ca voi, ca și evrei. Pentru că Hristos a făcut ceva nou. În Hristos se întâmplă și El a împlinit legea. Și Apostolul Pavel, de aceea roman, până la urmă, are această situație ambivalentă. Spune, dacă ar fi să mă gândesc doar la lege, nu sunt mari foloase pentru că ea m-a făcut păcătos. Dar totuși a dat-o Dumnezeu și atunci ea funcționează ca un pedagog. Asta este ideea lui Pavel în roman, rolul pozitiv al legii, ca pedagog. Dar ea nu mai poate fi folosită acum pentru că în Hristos toate sunt noi. Și atunci noul standard de Hristos care împlinește toată legea. Nu că este împotriva legii, ci el o redefinește prin perspectiva lui Hristos, care este Dumnezeu însuși. Aș vrea să am o scurtă intervenție cu privire la lege, pentru că este foarte important. Sper să nu șochez cel puțin în platou cu ceea ce o să spun. Eu cred personal că legea aceasta, care o vedem noi în decalog, adică cele 10 porunci punctate, reprezintă, haide să spunem așa, o personalizare a legii lui Dumnezeu. Pentru că Hristos prezintă legea spunând să-L iubești pe Dumnezeu tău ca pe tine însuți și mai mult decât orice și pe aproape tău ca pe tine însuți. Aceasta este legea pusă în inima oamenilor. Iar acolo la Sinai, Dumnezeu personalizează această lege pentru evrei care aveau să o plinească. Nu avem niciun motiv să credem, de exemplu, că, de exemplu, în legea celor 10 porunci nu ni se spune că a te îmbăta e un păcat. A consuma în mod abuziv alcool până la beție. Asta ce o să spunem? Nu e în decalog, deci ne putem îmbăta? Nu. Decalogul era cum să spunem așa? O contextualizare, o personalizare a legii pentru evrei. Ori aici apare și conceptul sabatului. În personalizarea legii, Dumnezeu spune, ok, tu, ca evreu, în mod special să te odihnești în ziua de sâmbătă. Noi ceilalți care primim legea aceasta, să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele tău, exact cum a spus domnul profesor Achihai, facem lucrul acesta zilnic. Noi nu suntem o biserică de ziua întâi sau o biserică de ziua șaptea, suntem o biserică perpetua aflată în închinare, iubitoare de Dumnezeu. Luther, de exemplu, când explică porunca a treia, în cazul nostru, a patra, în cazul tuturor celorlalți, pentru că noi împărțim diferit decalogul, explică în felul următor, nici măcar nu amintește de odihnă. El spune așa, ce înseamnă porunca adu-ți aminte de ziua sabatului? Înseamnă să te temi de Dumnezeu și să dai ascultare cuvântului, să te închini lui Dumnezeu și să participi la această trăire sfântă a lui Dumnezeu. Și atât, punct. Nimic altceva, nu are legătură nici cu sâmbăta. Iar în Hristos, Scriptura spune clar, Hristos este noul nostru sabat, este desăvârșirea odihnei noastre de sabat, care este una continuă, de la escaton. Adică din momentul învierii lui Hristos, noi am intrat într-un perpetu
sabat. Okay. Dar care nu mai are legătură cu munca noastră fizică. Cu odihna duhovnicească. Cu duhul nostru. Okay. Păi, deci, într-un fel, prima zi era și a opta zi, după ce, care era începutul... Noi creații. Da, și spune, iată, fac toate lucrurile noi. Veșnice. Nu? Este memorabil. Iată, fac toate lucrurile noi. Da. Și s-au învârtit. Ziua deci, întâi devine... Ascultați-mă, dacă 2 Corinteni 5 cu versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi se duc, toate lucrurile se fac noi, sunt argumente pentru a trece de la duminică, de la sâmbătă la duminică. Nu, nu s-a spus asta. Nu s-a spus asta. S-a spus doar, este o nuanță în plus, doar că pasajul de acolo vorbește despre o nouă creație. Vorbește și că duminica este simbolul a ceea ce se vorbește de acolo. Pe lângă învierea Domnului și asta este. Deci, eu sunt de acord, că din punct de vedere istoric, duminica a avut preeminență în contextul închinării săptămânale, plecând de la aspectul care ține de înviere, deci, categoric, istoric, se întâmplă lucrul ăsta, cinzecimea este colateral. Dar elementul, îmi pare rău, istoric, vreau să vorbesc istoric, biblic, putem să le asociem. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că preeminența duminicii ține de argumentul care a fost dat acolo ca un simbol încă de sau în epistola lui Pseudo-Barnaba apare ideea asta în care ziua 8-a este simbolul unei noi creații și sabatul etern și toate lucrurile acestea. Adică trebuie să recunoaștem că există niște frânturi. Pe de dar nu apare doar la Pseudo-Barnaba, apare și în Scriptură, deci nu? Ideea asta. Ziua 8 apare prima dată la Barnaba. În ziua 8. Nu, dar ideea conceptul de ziua 8 nu, eu de aia cu privire la creație, sunt de acord că există totuși indiciu biblic că sabatul poate să funcționeze ca o ilustrare, pentru că în Evrei 4 zice că rămâne pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă, o sabatizare. Nu vreau să intru în aspectul ăsta, ci faptul că autorul epistolei preferă în loc de catapausis, care putea să fie folosit odihnă, că îl folosește și mai devreme și după, dar face jocul de cuvinte și vrea că să spună că rămâne un sabatism pentru poporul lui Dumnezeu. Dar asta după ce vorbește cu un verset înainte de o altă zi. Da, ceea pentru ce că e un... n-au intrat astăzi. Da, și ziua, zice astăzi. Și ziua ce este astăzi, pentru că dar acolo nu se vorbește nici despre sâmbătă, nici de duminică. Despre Hristos. Ci vorbește despre odihna spirituală de care ați amintit. Adică pasajele despre Hristos, care este sabatul este nostru, odihna noastră. Vreau să vă spun că Ellen White, dacă tot vorbim de adventiști, punctează și spune că odihna de care se vorbește acolo în Evrei este odihna în Hristos. Și sunt de acord, pasajul respectiv nu are de ce să fie invocat ca argument cu privire la păzirea unei zile de odihne, pentru că nici de cum contextul nu vorbește despre așa ceva și nu trebuie să ne vedem. Nu, dar vorbește de o ratare a odihnei iudaice. Din pricina neascultării. Dar nu odihna săptămânală, nu odihna săptămânală, ci despre faptul că ei n-au reușit să intre în odihna Domnului în ceea ce le făgăduise. Adică țara promisă nu le-a adus ceea ce Domnul vrea să le dea. Domnule Nicolae, vă rog. Eu în seara aceasta mi-am propus, ați văzut, mă cunoașteți de 5 ani de zile, mi-am propus să nu intervin. Dar totuși sunt câteva întrebări peste care nu pot să trec și evident că ele vă privesc și pe dumneavoastră, nu doar pe mine. Unde în Sfânta Scriptură, în Noul Testament evident, găsim că Domnul Iisus Hristos a sfințit ziua aceasta de odihnă numită Duminica în cinstea învierii Lui? În mod implicit prin actul învierii, se subînțelege. Dar de ce faceți dumneavoastră această legătură cu sabatizarea duminicii? Din punctul meu de vedere, de exemplu, în tradiția protestantă, sabatizarea duminicii a venit prin puritani. Da. Puritanii au impus într-un mod riguros, legalist, că duminica nu se lucrează așa și este. Duminica e așa. Și până astăzi, dacă mergeți în țările puritane... Dumneavoastră ați citit din declarația de credință a Bisericii Baptiste că Iisus Hristos a sfințit duminica. Da, este în limbajul nostru sfințit înseamnă pus deoparte, nu înseamnă altceva. Ok, da, dacă prin învierea sa, dar dacă a făcut-o Hristos, trebuie să aveți și argumente. Prin învierea sa. Păi asta e indirect, adică așa scrie, eu v-am citit ce scrie. Iisus Hristos a sfințit duminica prin învierea sa. Da, dar unde?
Adică nu, în fine, asta este o declarație a credinței. Păi, normal. Să zicem, a unei biserici, păi, da? Am citit-o. Dar lucruri care nu sunt specificate în Scriptură și pe care știm că biserica le făcea. Nu trebuie să ne îndepărtăm chiar atât de mult. Dacă este să luăm pas cu pas, ajungem într-o discuție interminabilă. Sigur, nu există, trebuie să o spunem, nu există niciunde în Scriptură o declarație a Domnului Iisus Hristos că sabatul a fost înlocuit de duminică, păi, sau că trebuie să... Nu există așa ceva. Da, dar sunt și biserici care recunosc că nu Domnul, nu ucenicii, ci biserica. Bisericii acelea greșesc, categorii. Și biserica luterană, de exemplu, spune clar că orice biserică care se apropie de duminică, exact cum a spus domnul profesor Bunaciu, în chip legalist, adică impune duminica printr-o lege, biserica luterană repudiază acest lucru. Orice este obligatoriu este repudiat. Noi nu ne apropiem de duminică ca de o lege a sabatului, așa cum, de exemplu, se apropiau evrei sau se apropie adventiștii, nu sunt sigur. Eu am o întrebare pe care aș vrea ca domnul Necula să-mi dea un răspuns scurt, scurt, scurt. Vreau. Dacă Sfântul Apostol Paul vorbește în Romani, în special în capitolul 6, despre botez și prezintă această învățătură a botezului, cu moartea în Hristos, învierea în Hristos, în 1 Corinteni, capitolul 10 și 11, detaliază Sfânta Cină. De ce oare nu simte nevoia niciunde în epistolele lui să ofere un minim detaliu cu privire la învățătura despre sabat? Pentru că trebuie să, dacă mergeți pe principiul că toată Europa, toată lumea la care pătrundea creștinismul cunoștea sabatul, greșiți teribil. De ce nu simte nevoia măcar un minim de explicație cu privire la importanța sabatului, necesitatea lui și așa mai departe pentru biserică? De ce nu o face? Sigur, puteți să spuneți că nu știți sau nu. E nu, de ce nu face argumentul? Dar botezul îl explică, cine le explică? Domnule pastor Sorin Horia Trifa, încă o dată. Nu e prima dată când vă atrag atenția. Nu puteți să vă atacați un coleg de platou și să spuneți dacă nu știți, dacă... Nu, puteți să spuneți că nu știți, veți am zis, nu că dacă nu știți. Asta, dacă aș putea știe să spun că nu știu, dar ar fi neadevărat. Ok. De aceea, ascultați care este opinia pe care noi o avem. Noul Testament nu pretinde să spună totul. În finalul epistolei Evangheliei după Ioan se punctează și se spune că Hristos a făcut o mulțime de alte lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și noi suntem de acord cu faptul că în comunitatea din primul secol exista o tradiție orală, dar cu trecerea timpului această tradiție a trebuit să fie fixată în scris tocmai datorită diverselor curente și așa au apărut epistolele. Epistolele vin și doar punctează problemele nevralgice ce trebuiau să fie rezolvate și nu este un compendiu dogmatic ce să-și propună să facă o cateheză de la A la Z. Pentru că toate lucrurile ce erau prezentate în Evanghelie erau subînțelese prin predicare, prin cherigmă. Din motivul acesta vom vedea că Noul Testament tace cu privire la multe subiecte. Și acolo unde nu găsim un aspect explicit, noi trebuie să vedem învățătura generală a Scripturii. Iar dacă un anume lucru nu avem indicii că s-ar fi schimbat, nu avem voie să ne arogăm o autoritate, pentru că Hristos, în Spiritul lui Hristos, vă spun lucrurile astea. Marcu 7. Pe vremea Mântuitorului se întâmplă că unii dintre interpreții legii aveau o înțelegere particulară cu privire la ce înseamnă să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Vă aduceți aminte? Termenul acela, corban, dedicat, gata, am scăpat, nu mai este. Iar Hristos vine și spune, nu, nu așa se face, pentru că voi nu aveți voie să vă erijați într-o autoritate mai mare decât cea a legiuitorului. Și Hristos, în Spiritul lui Hristos, noi citim că acolo unde nu există o dovadă explicită a unei modificări, noi nu avem voie să venim cu interpretări care să intre în contrasens. Pentru că în Marcu 7 le spunea contemporanilor cărturari că voi frumos ați desființat porunca lui Dumnezeu instituind legi omenești și porunci omenești. Eu știu, lucrurile se pot schimba în istorie foarte mult, foarte mult. Contextul era unul așa.
Pavel, Ioan, Iacov, Iuda, vin și scriu Noul Testament doar asupra unor aspecte punctuale, ce vă ziceam mai devreme că erau aspecte nevralgice. Aspectele care erau subînțelese nu devin obiectul dezbaterilor în epistole. De aceea, noi trebuie să citim și eu v-aș ruga, hai să facem un pas, să trecem în secole următoare. Dar mă iertați, avem acest text din Coloseni 2, okay, în care se spune foarte clar că sabatul nu mai este o normă. Imediat. Vreți să vă spun, deci, cum înțelegem adventiștii subiectul ăsta? Știu, dar nu este biblic. Ok. Noi vedem că enumerarea de acolo vizează aspectele ceremoniale. Noi adventiști, da, nu avem o teologie de sabatele ceremoniale. Nu, absolut. Vorbește despre contextul sărbătorilor, a jertfelor, păi, a ritualurilor. Tocmai asta este un contraargument. Din moment ce menționează sărbători, nu ar fi logic să vorbească de sabate de tip sărbătoare. Înțelegeți? Deci dacă sunt deja menționate sărbătorile. Când Pavel spune în același fel în Galateni că voi țineți zile, vremi, ani, iar contextul este cu privire și limbajul vizează calendarul iudaic, pentru că apostolul Pavel face referire la unele sărbători de tip iudaic. Mi se pare clar că aici e vorba de hermeneutici confesionale și acum putem fiecare să... Da. Dacă asta e ideea, deci... Dumneavoastră puteți până dimineață să ne convingeți, dar nu o să ne convingeți. Nu, eu nu vreau să vă convinc. Eu am datoria să spun cum înțeleg adventiștii. Da. Și noi dacă avem datoria să spunem cum înțelegem fiecare. Deci, opinia noastră este că pasajul din Coloseni vizează într-adevăr aspectul iudaizant, dar noi adventiștii considerăm că sâmbăta nu intră în aspectul iudaizant, așa cum unii autori îl pun. Deci acolo scrie sâmbătă, nu spune sabate ceremoniale. Citiți, dacă vreți, citim încă o dată textul, pentru că el tocmai de asta, din moment ce sunt menționate sărbătorile ca o categorie separată, nu are sens să spunem că aici este vorba de sabate ceremoniale. Nu are sens. Exact. Este ca și cum eu spun... E o repetare care nu e necesară. Exact, da. În sensul că vedeți că sunt două categorii distincte. Doar că sărbătorile puteau să fie perioadele, pentru că era o perioadă, da? Și sabatul era ziua specială din cadrul sărbătorii. Și în contextul ăsta, de ce? Pentru că trebuie să vedem la ce face referire. Pentru că iudaizanți, într-adevăr, un argument pe care eu îl văd este că de cincizecime, apostolii nu sunt regăsiți la templu, ceea ce îmi spune că ei nu țineau, teoretic ar fi trebuit să fie la marea sărbătoare cu tot poporul, cu tot norodul, dar pasajul subliniază aproape, cum să zic, special, că erau cu toți adunați la oaltă, acolo, în camera de sus. La biserică. În camera de sus și nu... La biserică, dincolo, la templu cu iudeii. La adunare. Adică pasajul, la adunare. Pasajul este foarte, foarte clar. Dar pasajul, sigur, continuă, pentru că uitați-vă că la finalul Evangheliei după Luca se spune că ei au făcut lucrul ăsta timp de 10 zile că au rămas în camera de sus. De aceea, pentru mine, faptul că i-a prins cincizecimea acolo e confirmarea faptului că ei au rămas 10 zile în stăruința, în rugăciune pentru Duhul Domnul, Sfânt. Domnul okay. Claudiu Ciprian. Ciprian, vă rog. Luca Ciprian, vă rog. Am ascultat cu foarte mare interes ceea ce au spus colegii mei și am mai intervenit foarte scurt pe aici, pe acolo. Eu aș vrea să fac câteva precizări la care țin. Nu sunt punctuale, în sensul că nu au o coerență să țină una de cealaltă, dar sunt cumva... parțial replici la ceea ce s-a spus aici și sunt lucruri la care cred că trebuie, sau de care cred că trebuie să ținem seama. Trei la număr și le enumăr foarte scurt. Unu, sunt mai multe studii de specialitate care ne arată clar că nu putem fi siguri nici de etimologia cuvântului sabat, adică putem să vorbim despre tabat în arabă, putem să vorbim despre sapat în acadiană, putem să vorbim despre sheba în ebraică, dar există și am studiile acestea care
e clar că nu putem fi siguri de unde vine și care este conceptul din spatele lor. Că e odihnă, că e a șaptea, că e o fază a lunii, că sunt mai multe variante. Păi ne întoarcem la Geneza 2, cu 1 la 3. Și acolo avem etimologie clară. Etimologia, făcând trimitere nu la ceea ce înțelegem noi teologic, ci la ceea ce înseamnă lingvistic, cuvântul respectiv. Da? Un lucru. Al doilea lucru. Walter Brueggemann, care este unul dintre cei mai reputați teologi ai Vechiului Testament, spune clar că în afara unui text în Amos, sau din Amos, toate textele care vorbesc despre sabat sunt de după perioada, sunt post-exilice, de după perioada exilului. Și asta subliniază faptul că înainte vreme, exact ce spunea domnul Achihai, nu exista o familiarizare cu această poruncă a sabatului. Trei, subscriu ideii de creație nouă, dar eu aș merge un pas mai departe și aș vorbi despre creație continuă, creația continuă. A șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit, este sabatul lui Dumnezeu, apoi avem un sabat al poporului evreu care este somat, aș spune, să-și amintească de momentul odihnei lui Dumnezeu, în sensul acesta adu-ți aminte de ziua de odihnă. E diferit al evreilor decât de cel al lui Dumnezeu? Eu cred că este diferit, pentru deci că... Deci noastră spuneți că Dumnezeu are o zi și evreii aveau altă zi. Nu, vreau să nuanțez, dacă îmi dați voie. Evreilor li se cere... Dumnezeu n-avea nevoie să se odihnească. Evreii aveau nevoie să se odihnească. Corect. Și asta din două motive. Și de ce Dumnezeu atunci a luat decizia asta să sfințească și să se odihnească? Acum spun. De ce? Pentru că în discuția pe care o are cu poporul evreu, Dumnezeu stabilește sabatul pentru poporul evreu, spunându-i, aceasta va fi pentru tine o lege veșnică. Dumnezeu acolo stă de vorbă cu evreii, nu cu altcineva. Și stabilește sabatul, ca și circumcizia de altfel, ca semne identitare ale Israelului, ale națiunii. Dacă vreți, asta nu în numele bisericilor pentecostale, ci în nume personal vreau să fac, să spunem așa, o precizare suplimentară. Eu nu cred că este o problemă, spre exemplu, pentru un evreu mesianic să fie tăiat împrejur sau să țină sabatul. Adică dacă este evreu după trup, și el poartă în trupul lui... În prejur, ziceți. Totuși aici Pavel zice altceva. Nu, nu, nu. Păi da, Pavel l-a tăiat împrejur și pe Timotei. Bine, era perioada de tranziție. Nu că tăierea împrejur... Nu vreau să mă lungez, vreau să puntez câteva. Deci, nu că tăierea împrejur ar însemna mântuire. Că nu li se impută. Că nu li se impută, dar că a purta în trup semnele identitare ale națiunii nu constituie, ca și în cazul unui creștin care e dintre neamuri și vrea neapărat să fie ca un evreu. Și sâmbăta o vedeți ca fiind un semn identitar stabilit de Dumnezeu pentru poporul evreu? Atunci îmi permiteți o întrebare? Dacă mă lăsați să termin și după aceea. Așa. Deci e clar că pentru evrei ăsta este un semn identitar și este veșnic, nenegociabil. Dar tocmai aici apare problema. De asta Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel are ce are cu iudaizatorii. De asta este foarte vehement împotriva lor. De asta biserica primară, de la un punct s-a vrut să detașeze clar de iudaism. Pentru că biserica, deși include o parte din poporul Israel, da? Biserica este altceva. Biserica nu trebuie să fie cultural subordonată nici măcar acelor tradiții religioase sau identitare ale Israelului. Și ultima precizare pe care vreau să o fac, apropo de creație o continuă. Domnul Iisus, când era în cursul lucrării sale, spune, Tatăl meu lucrează și eu trebuie să lucrez. Dumnezeu de a opta zi este la lucru și eu de asemenea lucrând. Lucrez. Și eu de asemenea lucrez. Hristos învie într-o zi de duminică când creștinii înțeleg că se înfăptuiește o nouă creație, de fapt o înnoire a întregii creații care se va desăvârși în esaton cu totul. Dar și la cincizecime de asta cred că strict acolo contextual ca timp putem vorbi despre o conjunctură, dar totuși teologic,
Cinzecimea reprezintă o nouă creație a lui Dumnezeu care creează sau înfăptuiește biserica. Biserica ca și nouă creație. Deci de fiecare dată, ziua 7 plus 1, a 8-a, este o zi în care Dumnezeu creează ceva. Iar mandatul bisericii nu este să se odihnească, mandatul bisericii este să lucreze până când toate neamurile vor auzi Evanghelia. Vreau să rămân puțin la dumneavoastră și apoi înțeleg că sunt întrebări pe care colegii de platou vor să le adreseze. Și întrebarea este valabilă și pentru domnul Virgil Achihai, pentru că dumnealui a deschis subiectul acesta, și anume cu Adam, cu sabatul. Haideți să ne întoarcem. Dumneavoastră a zis la un moment dat, domnule profesor Ciprian Luca, a spus la un moment dat că sabatul lui Dumnezeu diferă de sabatul evreilor. Și de sabatul bisericii. Și de sabatul bisericii. În Geneza capitolul 2, versetele 1 la 3, astfel au fost sfârșite cerurile și toată oștirea lor. În ziua 7-a Dumnezeu s-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o și făcuse. De aceea Dumnezeu a binecuvântat ziua 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit. Da. Cum înțelegeți dumneavoastră sfințirea acestei zile direct de către Dumnezeu? În ce sens a sfințit-o? Vă pot spune cum o înțeleg eu. Cum? Eu o înțeleg ca o consacrare... Domnul Virgil Achiaiva, trebuie să răspundeți la aceeași întrebare. Cum a sfințit Dumnezeu? Dar puteți să scrieți în continuare, nu e nicio problemă. Eu o înțeleg ca o consacrare a momentului, unui moment dublu. A momentului în care Dumnezeu încheie, se odihnește, în sensul că încheie lucrarea pe care o face în spațiu și timp, așezând în felul acesta o rânduială a timpului și a spațiului, și înțeleg în același timp că sabatul acesta prevestește o zi eternă sau o zi veșnică, pentru că în textul biblic toate zilele spune a fost o seară și o dimineață, a fost un început și un sfârșit. După asta nu mai spune a fost un sfârșit. Este un nesfârșit al veșniciei lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este continuu la lucru. De unde știm asta? Pentru că Hristos zice, Tatăl meu lucrează. Da. Deci Tatăl meu este încă la lucru. Dar spune că ce binecuvântezi tu, Doamne, rămâne binecuvântat. Adică nu se trage binecuvântarea. Da. Eu n-am găsit nicăieri ca Iisus Hristos să-și retragă binecuvântarea de la ziua aceea. Și atunci reitrezi întrebarea, în ce sens a sfințit-o? Și aici am de făcut o nuanțare, am vrut să fiu cât mai concis în ceea ce am spus mai devreme. Găsim, de exemplu, în Evanghelia după Matei, chiar duminică am citit din Evanghelie, că Domnul Iisus spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, ci să o împlinesc. Sigur, 5 cu 17, Matei exact. 5 cu 17. E bine, dacă citim cu atenție pasajul, ne dăm seama că de fapt Hristos a venit, dar nu să strice în sensul acela de a arunca la gunoi, așa, ci să depășească legea împlinind-o, corect, pentru ca împlinind-o să nu mai trebuiască ținută sau împlinită de ceilalți care vin după el. Domnule profesor, asta interpretarea de unde este? Când Hristos vine... Din Scriptură interpretarea. Stați un pic, când Hristos vine și împlinește legea, nu vine să o împlinească ca să o desfințeze pentru viitorime. El vine chiar și în Romani, capitolul 10, versetul 4, spune că Hristos este telosul, este împlinirea desăvârșită a legii. Subiectul este... cu legea e altă emisiune. Nu, mie se pare foarte clar că Domnul Iisus în predica cu fericirile spune s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun. În sensul ăsta e împlinită. Ați văzut că evită să deci discute de sabat. Deci o spiritualizează. Scoate focalizarea de pe faptul în sine, corect, și o mută în interiorul nostru. Domnica, poți să... la intenția pe care corect avem. Deci, pot să-mi termin cu ideea? Da, că n-am terminat-o. Cu alte cuvinte, domnule profesor, o intensifică, o potențiază și bun mai mult. Nu, dar o și împlinește. Îmi dați voie să termin ideea? Sigur că da. Pot să termin ideea? Mulțumesc. Aici vreau să ajung. Și atunci, de ce spune Hristos asta și de ce este subliniat aspectul că El împlinește? În tot Noul Testament, puteți să studiați, sunt convins că ați făcut-o deja, corect, Hristos accentuează, poate uneori ducând la un alt nivel și mai înalt, toate cele 9 porunci, așa, din Decalog, da, cu excepția sabatului. Așa. Cu excepția sabatului, pentru care este în mod constant criticat că îl calcă nu și că ucenicii lui îl calcă. Nu după regulile lui Dumnezeu, ci după
Biblia este foarte explicită. Bun. Și după ceea ce legaseră, și eu sunt de acord aici, da, adventiștii de ziua a șaptea nu țin sabatul fariseilor și după rigorile fariseilor, adventiștii nu țin sabatul. În schimb, adventiștii țin sabatul lui Hristos. Culegerea spicelor nu este fariseică, să știți. Este biblică. Nu aveau voie să fac asta. Bun, poți să termin ideea? Nu, mai puțin, o frază mai am, că aș vrea să termin ideea, după aceea mi-e foarte plăcere să ascult pe colegi. Deci, întrebarea mea atunci este așa. Cum se face că Hristos subliniază importanța și accentuează în mod explicit toate celelalte nouă, dar nu o face explicit, decât poate implicit, să zicem, că știu că asta o să fie, decât timp, dar totuși celelalte le sublinează explicit. De ce celelalte explicit și aceasta doar neexplicit? Și de aici tragem noi concluzia că... Nu, eu trag una dintre concluzii, că, numai că e, pentru Hristos că numai e sabatul, nu este important... Nu mai este sâmbăta, ci e duminică. Nu, nu că nu, că nu mai este importantă o zi anume. În opinia mea... Păi înseamnă că... Păi nu, cum rămâne cu binecuvântarea? Imediat. În opinia mea, această insistență de a ține sabatul zilei a șaptea, adică sâmbăta, nu fac aluzii neapărat adventiști, în general, la oricine. Vreau să vă spun, că sunt și pendicostali de ziua sunt șaptea. Sunt și baptiști de ziua șaptea. Cred că insistența aceasta este, cum să o numesc, nu vreau să jignesc. Este un pic, hai să spunem, caragioasă, pentru că e ca și cum am vrea să ne identificăm cu evreii după trup, deși nu suntem evrei. V-a spus colegul de platou în speță, Marius Necula, v-a spus că noi nu păzim sabatul fariseic, ci păzim după regulile lui Dumnezeu. Deci noastră spuneți așa, că o poruncă din decalog este caragioasă dacă... Nu, n-am spus asta. Nu, n-am spus asta. Atunci, rectific. Și vreau să spun altceva în schimb. Dacă eu susțin că trebuie păzit decalogul și una din cele 10, și anume porunca 4 trebuie ținută, înseamnă că sunt caragios. Da. Nu, vreau să spun altceva. Un minut doar să susțin cu ceva și cred că este important. Domnul Iisus Hristos... Lăsați-l puțin să-și termine ideea și ne întoarcem la dumneavoastră. Cred că o să ajute foarte mult. Dar ne întoarcem la dumneavoastră. Vă sper. Da. Mulțumesc. Da, dacă dorește să spună ceva după ce... Ok. Vreau să fac o precizare de data asta ca poziție oficială în teologia pendicostală. Pendicostalii nu cred că în calitate de creștini noi suntem chemați să ținem decalogul și știu că este o afirmație foarte bombastică cumva. Cum adică? Adică omorâm, mințim, nu în sensul acesta. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu, care este în biserică și care este în viața credinciosului, ne învață și scrie în inima noastră, în caracterul nostru, care este caracterul lui Hristos, să facem acele lucruri care sunt prevăzute în decalog în mod natural, de la sine și peste, neprihănirea să întreacă pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Deci, nu se pune problema, luăm decalogul și bifăm, asta ținem, porunca patra, neapărat, trebuie să țin. Corect. Nu, noi trăim într-o relație cu Hristos, în sânul bisericii, în odihna noastră care este Hristos, toată acea lege de la Duhul. Duhul împlinește, Hristos trăind în noi, Duhul împlinește legea lui Dumnezeu. Asta am vrut să spun și dacă... Porunca a doua este citată de Hristos în mod implicit? Porunca a doua? Da, porunca a treia. Este citată porunca a doua? Porunca a treia. Da, putem să spunem că este citată când îi spune diavolului, când îl ispitește, numai Domnului Dumnezeului tău să îi te închini. Da, și cu privire la sabat se citează și se înalță sabatul, adică Hristos vorbește despre sabat frumos. Doar că vorbește în contradicție... Ca evreu. Categoric, că doar nu era ca evreu. Vreau să fac doar o paranteză. Nu, da, aș fi vrut să zic că... Nu, o secundă. Ce înseamnă că Iisus Hristos vorbea ca evreu? Ne întoarcem, domnule pastor, și avem timp. În context evreiesc. Într-un context evreiesc, ca fiu al poporului Israel, Hristos nu se delimitează sau nu se debarasează, să spunem așa, de identitatea sa națională. El este născut sub lege. Apostolul Pavel în Galateni spune asta foarte clar. Născut sub lege, tăiat împrejur, confirmat la 12 ani, ținând toate poruncile legii și așa mai departe. Deci, Hristos e evreu.
Cei care vin dintre neamuri, însă, și aici este frumusețea cinzecimii, felurite limbi, felurite culturi, felurite etnii, centrul închinării nu mai este Ierusalimul, nu modelul iudaic bazat pe lege este standardul, ci Dumnezeu externalizează, lărgește pentru toată lumea și neamurile în fapte 15 nu mai trebuie să țină lucrurile astea. Da? Ați spus foarte frumos și nu vreau să uităm și să nu ne legăm de ideea că Domnul Iisus Hristos a împlinit legea. Este extrem de important. Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru special pentru noi, adică în locul nostru. Unu, a murit pentru păcat pe cruce în locul nostru. Jertfa de ispășire. Pentru ce a murit pe cruce? Pentru ca noi să nu mai murim. Adică moartea lui este înlocuitoarea morții noastre. În același fel, Iisus împlinește legea. Pentru ce împlinește Iisus legea când era Dumnezeu fără păcat? Tot în dreptul nostru. Pentru ca ce? Pentru ca noi să nu mai fim apăsați de această lege. Pentru ca apăsarea legii să se termine pentru noi. Și domnul profesor Luca a spus foarte bine. Noi continuăm prin iubire să urmăm ceea ce luteranii numesc a treia uzanță a legii. Dar legea aceasta nu mai apasă peste noi așa cum apăsa asupra evreilor, pentru că ea s-a împlinit în Hristos. Eu sunt liber în Hristos. Prin iubire înțeleg că legea arată ceea ce îi place lui caracterul Dumnezeu, moral. Caracterul moral, și atunci nu curvesc, nu fur, nu... Dar asta nu înseamnă că fac lucrul acesta dintr-o ascultare față de lege legalistă, în care dacă nu țin sabatul sau știu și eu, dacă mănânc altă mâncare, nu mă abțin de la a mânca porc sau beau o gură de alcool, nu ajung la beție și așa mai departe, sau chiar și dacă mă îmbăt, nu înseamnă sub nicio formă că legea aceasta mă mai apasă cu ceva, pentru că legea aceasta a fost împlinită în Hristos. Exact cum și moartea mea pentru păcat a fost împlinită în Hristos. Da. Aici, okay. cum bătatul, Sfântul Apostol Pavel zice... Pot să mă îmbăt pentru că Hristos, Sfântul Ioan spune că am la Hristos un mijlocitor. Și dacă mă pocăiesc de păcatul meu, sunt repet, un păcat accidental. Da, aia am zis că pot să-l și fac. Nu este un păcat interesant. Asta vreau să transmit... Nu vă îmbătați de vin, ci vin de Duh. O singură dată, că după aia e cu voia. Vreau să transmit telespectatorilor că a vin Hristos nu înseamnă zero păcat. Gata, păcatul este anulat. Nu, noi continuăm să păcătuim datorită vechiului Adam. Dar avem un mijlocitor. Dar avem un mijlocitor care ne oferă iertare, ne iartă și ne izbăvește de păcatul nostru. Nu, am vrut să subliniez doar faptul că... În schimb, evreii erau uciși dacă nu țineau sabatul. Pentecostal fiind, vreau numai să subliniez, nu într-un spirit de glumă, că cuvântul Dumnezeu nu-i glumă, dar am vrut numai să fac o mai nostim, așa, zice Sfântul Apostol Pavel, nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Fiți plini de Duhul Sfânt. Ce vreau să spun este că Adventist fiind, vreau să vă spun ceva. Citiți Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da Duhul Sfânt. Da, dar nu ca obligația lui, nu se vorbește de decalogii. Ați venit cu argumentul pentecostal, eu am venit cu cel adventist. Nu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da Duhul Sfânt. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți și cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Purtăm un dialog între Sfânt și oricine e bine. Așa este. Ne întoarcem. Ce vreau să spun? Imediat. Dați-mi voie ca să adresez întrebarea. Sunt dator la domnul Virgil Achiai și apoi mă întorc la dumneavoastră. Domnule președinte, vă văd scriind acolo. Citești și o comentarii. Citiți comentarii. Toate neamurile sunt pe emisiunea de asta, vă spun, are un rating de... Așa? Așa este. Ok. Noi nu să ne mai faceți astea. Noi nu ne grăbim... Următoarea să fie de la duminică la sâmbătă. De la duminică. Dacă îmi permiteți, o singură frază. Nu vreau să fac o precizare care ține neapărat de discuția în sine. Vreau doar să subliniez un lucru care cred că ne caracterizează pe toți. Noi nu ne-am întâlnit aici nici ca să ne contrazicem, nici ca să... pentru că acest subiect al sabatului, al odihnei, apare în Scriptură. Corect. Și pe noi ne interesează Scriptura. Noi toți iubim Scriptura. Sigur. Acum că sunt vederi diferite și iată, apar și... Domnule profesor, ați avut timp și aveți timp în continuare să vă expuneți punctul de vedere. Exact. Iar dacă veți simți că cineva vă contrazice... Să cereți drept la altceva vreau să spun. Da. Eu
cred că cei care ne urmăresc, apropo de rating, nu o fac doar ca să vadă un meci de box cu argumente teologice, ci sunt interesați, ca și noi, de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur. Deci, de asta, în respect față de cuvântul lui Dumnezeu, noi... Da? Mă tem că o să fim surprinși. Ok. Bun. Dacă vreți detalii, vă dau. Da. Domnule Virgil Achiai. Da. Prezent. Eu am zis să nu fiu rătăcios. Acum, nu știu... Nu știu ce detalii are domnul profesor. Acum, dacă tot e un moment așa de destindere, că am fost prea concentrați la dezbatere și ne întoarcem, ne vom concentra, că mai avem până la finalul acestei emisiuni. Puțin. Nu, mai avem. Dumneavoastră a spus că sunt niște mesaje, ați vrea să le puneți în discuție? Nu. Am spus că să fim surprinși, că unii se uită ca la un meci de box. Din păcate, așa. Pentru că nu toți au capacitatea să înțeleagă și o văd așa. Ce am vrut eu să spun este că intenția cu care eu vorbesc în dreptul meu, am venit în platou. Noi, este... Nu e vorba de noi, e vorba de ceilalți. Exact. Dragi colegi, ne cunoaștem de aproape 5 ani de zile, cu excepția domnului profesor. Da, dar eu simt că vă cunosc de mai mult. Așa, că v-ați uitat la emisiune, probabil, da. Și știți foarte bine că aici toată lumea are posibilitatea să-și exprime punctul de vedere și să-și-l argumenteze. Acum am avea nevoie de câteva argumente din partea domnului președinte Virgil Achiai. Ați spus la început, și așa este, că Dumnezeu nu i-a spus în mod explicit lui Adam să se odihnească. Domnul director Luca a spus la un moment dat că sabatul lui Dumnezeu diferă de sabatul evreilor. Acum, întorcându-mă la dumneavoastră și la ceea ce a spus în prima intervenție, și anume că Dumnezeu nu i-a spus lui Adam să se închine în sabat. Totuși, nici lui Avram, nici lui Isaac, nici lui Iacob. Așa. Totuși, cum înțelegeți dumneavoastră, e aceeași întrebare, nu fac decât să o repet pentru dumneavoastră, cum înțelegeți dumneavoastră că Dumnezeu a binecuvântat, a sfințit-o și s-a odihnit în ea? Că așa spune raportul creațiunii, Geneza capitolul 2, versetul 1-3. Nu mai citez, am citat adineori din memorie. Ce înțelegeți dumneavoastră prin faptul că Iisus Hristos a binecuvântat ziua aceasta, a sfințit-o și s-a odihnit în ea? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Este foarte interesant pentru că aici putem să vorbim fiecare din perspectiva lui. Pentru că una dintre întrebări, cred că cea mai importantă, este ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit? De ce Dumnezeu obosește? Deși n-avea nevoie să se odihnească. Și bine a subliniat domnul Dumnezeu Pastor. Obosește? Păi și de ce a făcut-o? Bun, și atunci înseamnă că dincolo de acest limbaj este un înțeles mult mai profund decât ceea ce noi înțelegem astăzi prin odihnă. Uh-huh. Și atunci dați-mi voie să spun așa cu umilință, că noi vrem să încercăm cumva să ducem discuția că Dumnezeu a binecuvântat, așa cum înțelegem noi astăzi binecuvântarea, într-un strict sens, pentru că eu înțeleg binecuvântarea și a vorbit de bine. A binecuvântat și animalele. Creșteți, mulțiți, vă umpleți toată creația. Binecuvântarea nu ca legiferare. Cred că aici e nuanța. A sfințit-o legiferând-o sau a sfințit-o marcând-o? Și. Da, dumneavoastră ziceți și, dânsul zice și poate, eu zic poate nu. Da, ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit? Este... Păi nu, eu de ce vă întreb? Pentru că atunci când vorbește cu evreii în porunca a patra, Dumnezeu spune că în 6 zile Domnul a creat cerurile, pământul mare și zvarul apelor și în ziua 7-a s-a odihnit și așa mai departe. Deci e clar că ceea ce se spune în Geneza capitolul 2 cu 1-3 nu face altceva Moise decât să reitereze, să repete în Exod capitolul 20, în porunca a patra. Adică exact motivul acesta pentru care eu m-am odihnit, deși n-aveam nevoie de odihnă, același motiv stă și la baza voastră. De aceea întreb, înțelegeți și noastră două sabate diferite, unul al lui Dumnezeu și unul al evreilor? Pentru că domnul Luca spunea din aur de cu cele nuanța, aici aș vrea să fac o clarificare. Nu în sensul că sunt zile diferite, ci că rațiunea pentru care Dumnezeu s-a odihnit și pentru care Dumnezeu le cere evreilor să odihnească e diferită. Semnificația. Dacă vorbim pentru că altfel ajungem ce este la concluzia. Cu totul altceva. Identitate. Nu, deci nu vorbiți de două zile diferite, vorbiți practic de aceeași zi. Dar de alt sens, de altă semnificație, motivația de altă rațiune. Pentru care s-a odihnit Dumnezeu și pentru care le cere evreilor, evident că e diferit. Atunci înțelegem că Dumnezeu are sabatul lui și poporul evreu are sabatul lui. Ceea ce ar fi absurd. Nu. Deci nu trebuie să ajungem la concluzia asta. Repet. Mă scuzați, nu trebuie cum să de altfel Biblia liberi. Nici nu spune că astăzi Dumnezeu ține sabatul. Atenție! Deci spune că s-a odihnit atunci
Exact. La finalul creației și că este un model care să fie pentru noi o reamintire. Dar cine ar pretinde astăzi că Dumnezeu începe sabatul, ziua șaptea, deja e subiectul foarte. Ok, dar lăsați-l... Evresc, a lipsit din creație în ziua... Lăsați-l puțin pe domnul Virgil Achiaia. N-a mai fost noapte după aia. Da. Domnule președinte, dacă... Păi nu mai spune că a fost. Nu mai spune că a mai fost încă o noapte și încă o zi. Calendaristic a fost, evident. Da, știi să fie... Biblia nu spune asta. Simbolic vorbim, da, știu, dar aveți dreptate. Una este că Biblia nu spune că a mai fost, alta este că n-a mai fost. Ok, bun. Aici puteți să interveniți. Îi adresez întrebarea domnului Virgil Achiaia, dar puteți interveni și noastră. Dacă Dumnezeu nu a sfințit sabatul pentru Adam și pentru omenire, înseamnă că a sfințit sabatul pentru el? Haideți să nuanțăm lucrul a sfințit sabatul. Nu, pentru că noastră a zis că nu i-a dat sabatul lui Adam. Păi okay, nu i-a dat, că în mod explicit. Scrie clar că nu i-a dat. Da, dar acolo spune că a binecuvântat și a sfințit ziua aceasta, s-a odihnit în ea. Dacă nu a sfințit sabatul pentru Adam, înseamnă că a sfințit sabatul pentru el însuși? Nu, înseamnă că a consfințit o zi în care noi să înțelegem că și-a terminat lucrarea de creație. Asta este, atât. Permiteți să spun ceva direct aici? Vă rog. Eu cred, dar asta este părerea mea, eu cred că atunci când vorbim de faptul că Dumnezeu sfințește ceva, lucrul acela se referă la marcarea unui eveniment sau a unui lucru ca fiind de o extraordinară importanță în economia slavei sau gloriei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu își arată gloria și gloria lui Dumnezeu se vede în tot ceea ce el a făcut și iată că toate erau bune și foarte bune și momentul acela apoteotic, de vârf, de apogeu, extraordinar, care demonstrează gloria lui Dumnezeu, trebuie consfințit, trebuie marcat. Așa înțeleg eu, dar asta nu este teologia predicostală, asta este o nuanță pe care... Fără să fie o implicație care de acolo se întâmplă, pentru că dacă ar fi fost așa, Adam ar fi fost primul care ar fi ținut. Dom'le, a ținut Dumnezeu, țin și eu. Dar acum nu mai pot să mai... Și atunci și ceilalți au făcut exact același lucru. Dar este sfârșitul lucrării lui Dumnezeu în sensul în care noi înțelegem că se încheie o lucrare... Așa glorioasă. Da. Okay. O lucrare pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Eu aici, dar în același timp Dumnezeu nu se odihnește. Aici mai văd un ton. Un ton care este preluat ulterior. Este subtil și n-apare direct, dar dacă tot e să citim Biblia din perspective din acestea, tonul este că Dumnezeu a... Până aici totul este foarte metodic. Îți spune foarte clar cu animale, cu plante, cu apă, cu cer, cu pământ, cu luminători. Și dintr-o dată Dumnezeu s-a odihnit și a binecuvântat. Deci este un fel de moment liturgic. Eu așa văd. Și mai ceva. Adică... Și pentru cine a făcut? Pentru cine a sfințit ziua aceea? Pentru Adam? Apostolul Pavel spune, întreaga creație geme și așteaptă răscumpărare. Deci pentru tot. Păi dacă a sfințit ziua pentru toți, înseamnă că e sfințit și astăzi. Dar nu este nicio poruncă. Păi da, sfințit ce înseamnă? Deci eu nu înțeleg. Noi discutăm aici despre teme de... A sfințit nu înseamnă că... A legiferat-o. A sfințit înseamnă a pune deoparte. Exact. Dar nu înseamnă a legiferat-o. Da? Eu cred că Dumnezeu... Acum, iar deci dacă o luăm așa, atunci... Eu cred că Dumnezeu... Dar nu să mai discutăm. Pentru că fiecare știm ce cred ceilalți. Dar Dumnezeu a sfințit vasele de la templu și nu le aveți. Domnilor, nu vă supărați pe mine. Eu doar am întrebat. Vasele de la templu, ce faceți cu ele? Că sfințite și eu. Nu sunt nici în biserica adventistă penticostală, niciunul. Cred că faptul că Dumnezeu a sfințit se referă la trei lucruri. Unu, la stabilirea unei rânduieli în timp și spațiu, care nu este asta pentru Dumnezeu. Doi, la consfințirea unui moment glorios al sfințeniei respectiv, al slavei lui Dumnezeu, care sunt teme care se întrepătrund în tot Vechiul Testament, în toată teologia iudaică și nu numai. Și trei, eu văd în acest moment al sfințirii o apropiere, o intimitate extraordinară între Dumnezeul Creator și creația Lui. E ca și cum Dumnezeu se identifică cu creația. De asta întrebarea pentru El sau pentru creație este puțin, cred eu, forțată. De ce? Pentru că tocmai cred că ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin sfințirea aceasta este că El vine aproape de creația sa. Că intră, fără să devină El creație, intră în contextul temporal și spațial al creației sale și se identifică cu creația, sigur, păstrând diferențele. Deci e un moment de maximă intensitate
care este consfințit și care va deveni un reper teologic și identitar, dar și teologic pentru poporul evreu. Aduți aminte, aduți aminte de momentul acela, de momentul acela glorios pe care Dumnezeu l-a consfințit. De la sabat la duminică, aceasta este tema discuției noastre. Da. De la sabat la duminică, a fost o tranziție? E de acord toată lumea că a fost o tranziție de la sabat la duminică? Nu, eu nu sunt de acord, pentru că duminica e ziua Domnului, sabatul e sabatul. Deci, a fost poate o tranziție în a accepta întreaga biserică conceptul de duminică, dar conceptul de duminică apare odată cu învierea Domnului. Nu au autoritate cuvintele pe care le-ați spus pe ecran. Sunt niște cuvinte spuse de niște oameni care au... Nu, dar declară biserica. Acolo, nu biserica, declară statul. Atenție, nu biserica. Domnul profesor spune bine. Statul Constantin a fost împăratul Imperiului Roman, iar în momentul în care el impune duminica ca lege în Imperiul Roman, o face în calitate de împărat al Imperiului Roman. Nu în calitate de preot, episcop și așa mai departe. Dar că știi sărbătoreau De vreo 300 de ani. El constată ceva ce se întâmplă. Impune. Să înțelegem că duminica a fost... Adică eu dacă mâine ajung președinte... De ucenici. Eu dacă mâine ajung președinte României și... Nu, domnul Necula ajunge, că e advertis. Și impune sabatul ca zi de odihnă obligatorie, înseamnă că sabatul a apărut atunci... Nu, dumneavoastră, da, țineți de vot. Ascultați. De asta vreau să... Deci nu are nicio legătură una cu alta. Noi am propus telespectatorilor și celor care ne urmăresc că discutăm despre dovezi istorice. Noi am discutat doar argumente teologice și eu nu sunt frustrat pentru că trebuia să discutăm și mustrarea o adresez și către moderator. Pentru că am anunțat o temă. Avem și discutăm altceva. Nu avem timp. Întreaga istorie este hermeneutica textului. Deci n-ai cum să evadezi problema. Averea Apostolului e o carte istorică. Avem timp să discutăm și despre argumentele istorice. Haideți să ne uităm puțin în istorie și v-ați uitat pe documente, cunoașteți istoria. Dar pentru mine istoria asta nu este așa importantă. Pentru mine ce e important este... ceea ce ne învață Scriptura. Și atunci, ce să mă interesează pe mine că în 321 Constantin a dat o lege? Să fie sănătos. Noi nu avem nicio treabă cu legea lui Constantin. Eu personal și cultul baptist din orice parte a lumii, să nu avem nicio treabă cu Constantin. Nu despre asta să fie... vreau să sănătos. Pun întrebarea. Nu mai e sănătos acum, dar... Nu, da, asta e... Constantin a impus atunci duminica în calitate de împărat. Nu avea nicio legătură cu biserica. Okay. Nu este singur. Părintele vrea să zică ceva dacă... Vă rog. Nu, ok. Vă rog, domnul Necula, și apoi mergem la părintele. Mulțumesc. Era un răspuns în Biblie, în Vechiul Testament, și e reflexul ăsta pe care l-am auzit. Păi, adineaori a spus să mergem la istorie. Acum ia ne duceți la Biblie și după aia vă supărați și ne certați că mergem și noi tot la Biblie. Okay. Păi am cerut dreptul la cuvânt și acum că ne prind fac o clătită cu de toate. Ați avut cuvântul tot timpul, deci nu stați neînșit. Primul lucru pe care vreau să spun este că am auzit reflexul acesta că sabatul este al evreilor și unii evrei pretind lucrul ăsta. Diferența este că Domnul în lege nu o spune așa, zice și străinul. Și era ocrotit și el. De care ce? E rezident al statului... Da, ca rezident. În același pe teritoriul timp, evresc. Imediat. În același timp, în Isaia 56... se face referire și la prozelit. Deci nu doar rezident. Care aderă de bunăvoie la iudaism. Care aderă. Deci ceea ce vreau să spun este că în conceptul vechi testamental, că vorbim de Vechiul Testament, și nu aș vrea să fim partizani, ci haideți să citim așa. Deci, în contextul ăsta, sabatul era un privilegiu. Era un privilegiu pentru toată lumea în contextul vechiului legământ. Ca să nu... Pentru toată lumea din Israel. Că ulterior. Nu era în Egipt. În Egipt nu era niciun privilegiu. Exact. Ulterior sau temătorii, în Mesopotamia. Ulterior, temătorii de Dumnezeu din perioada elenistă și apoi romană aveau același privilegiu de a ține sabatul și dovezile istorice confirmă că prozeliții la iudaism continuau și ei să țină sabatul chiar dacă erau dintre neamuri în baza pasajului din Isaia 56, versetul 4 și așa mai departe. Întrebarea pe care eu vreau să vă lansez este în felul următor. Dovezile de natură istorică merg pe un indiciu clar, că încă de la începuturi a fost o orientare duminicală. Deci istoria confirmă lucrul ăsta. În același timp, tot dovezile istorice
confirmă că în paralel, și nu s-a întâmplat lucrul ăsta un secol sau două, au fost veacuri la rând când sâmbăta, în diverse ipostaze și sub diverse argumente, a continuat să fie observată. Întrebarea pe care o am eu, dintr-o perspectivă istorică, ce gen de argumente erau folosite în privința asta și cum le interpretăm noi? Pentru că eu, ca sabatarian, le interpretez într-o manieră. Și mă adresez domnului Mihăilă, în Constituțiile Apostolice există lucrul ăsta în care se amintește că să ținem sâmbăta pentru că este în cinstea creației, și nu e singurul pasaj, mai sunt și alții, și printre părinții bisericii se amintește ceva de lucrul ăsta. Și apare ideea asta de a nu abandona sâmbăta, ci ea să aibă locul ei, dar să nu o ținem în stilul evreilor, ci să o ținem în stilul spiritual după modelul lui Hristos. Înțeleg lucrul ăsta. Pe de altă parte, este și preeminența duminicii, pentru că este importantă pentru învierea lui Hristos. Întrebarea pe care eu vreau să o pun este: de ce acum discutăm despre ori-ori, în condițiile în care, în contextul bisericii din secolul 4, 5, 6 și mai departe, chiar până la 1054, noi discutam despre... Și. Discutăm, adică, discutăm pentru că pe burtiera emisiunii scrie de la sabat la prima zi a săptămânii. Păi se va ajunge ulterior, și aici vroiam să prezentăm telespectatorilor dinamica, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și de ce duminica ajunge să fie singulară. Faceți-ne o prezentare, scurtă prezentare istorică, și apoi colegii de platou o știm, toți putem să o facem fiecare dintre noi până la urmă. Da, știți cum? Asta sună foarte așa, știți? Eu cred că toți protestanții, văzând pornind de la definirea bisericii dată în perioada Niceei și după aceea, încearcă să demonstreze apostolicitatea. Dar eu asta n-am mai auzit-o. Asta e nouă pentru mine, să demonstreze apostolicitatea prin sabat. Și baptiștii au încercat, au fost și baptiști care au încercat să se arate că, în engleză știți, John the Baptist înseamnă că el a botezat baptistul, Ioan Baptistul a botezat pe Domnul Iisus, nu? Dar arată că omul n-a citit bine în greacă, că Ioan Botezătorul. Știți, acum mi se par argumentele astea realmente foarte vagi și... Eu sunt un tip politicos, dar... Eu am o întrebare concretă. Prin minorități poți să demonstrezi orice, pentru că întotdeauna creștinii s-au fost oameni care au continuat niște tradiții obscure și... Nu este o minoritate. E un document ce era de ordine interioară. Era un document cu autoritate în biserică în secolul al IV-lea. Nu. Eu înțeleg, dar a fost practicat de cineva în condiții... Domnul Bunaciu, deja întrebarea dumneavoastră arată, mă scuzați, sunt bisericile, cum adică a fost practicat? Dovezile istorice confirmă că sabatul a fost păzit și Sozomen împreună cu Socrates Scholasticus spun foarte clar că toate bisericile luau împărtășania, Sfintele Taine, în ziua de sabat, doar că cei din Roma și din Alexandria au fost primii care au renunțat la practica aceasta. Adică eu aș fi vrut să discut despre lucruri de natură istorică, obiectivă, și nu despre când spuneți a fost cineva care a ținut sabatul. Eu n-am spus dacă a fost cineva, dacă a fost un curent majoritar în creștinism. Da, cu siguranță. Pot să răspund la ceea ce domnul Nicolae Mai am o întrebare și tac. Ar trebui... Eu am un răspuns pentru... Astea aș fi vrut să le dezbatem, că sunt de natură istorică. Păi suntem musafirii dumneavoastră, puteți să începeți așa, dar să începeți altfel. Mustrare pentru moderator. Nu e nicio problemă că avem timp să discutăm și lucrurile acestea. În 1054, occidentalii au venit și printre multele acuze pe care le-au adus răsăritenilor, multe dintre ele fără fond și fără formă, a fost și aspectul că ei continuă să sabatizeze. Puteți să-mi spuneți, că am tot studiat lucrul ăsta și clar este că evenimentul schismei se întâmplă în Sfânta Sofia pe 16 iulie, acum zic eu întâmplător, da? Într-o zi de sâmbătă, și în mijlocul liturghiei, legatul papal vine, aduce bula și spune anatema respectivă,
subliniind încă o dată ideea că răsăritul continuă pe o metodă ce nu ar trebui să mai fie practicată. Și în răsărite a existat ideea asta, teologia asta a două zile surori. Și în patristică apare conceptul acesta. Dați-mi voie să-l ajut și pe Părintele Mihailă. În Constituțiile Sfinților Apostoli, cartea 7, secțiunea 2, capitolul 23, citim: dar țineți sabatul și sărbătoarea zilei Domnului, pentru că cel din tâi, adică sabatul, este amintirea creațiunii și cea de-a doua este a învierii. Sclavii să lucreze 5 zile, dar în ziua de sabat și în ziua Domnului să aibă răgaz să meargă la biserică pentru învățătură în evlavie. Am spus că sabatul e doctrina creațiunii și ziua Domnului datorită învierii. Nu cunosc să explic mai detaliat chestiunea așa cum apare în Constituțiile Apostolice. Știu doar că este un text de pe la 370 și era valabil în Antiohia. Deci originea lui este din zona antiohiană. Pot să spun că într-un fel chestiunea asta cu sâmbăta și duminica a rămas până astăzi. Dar din altă perspectivă, eu nu cred că este corect să se spună că au fost două zile surori. Nu cred, istoric vorbind, rămânem strict la chestiunea istorică. Dacă îmi permiteți, aș vrea să discut puțin biblic și să arăt că, într-adevăr, învățătura despre sabat este ceva special, în special în Vechiul Testament. Și aș pleca, dacă îmi permiteți, foarte repede, de la un text care a mai fost invocat mai devreme, dar care cred eu că merită punctat. Este la Ieșire sau Exod 31, și se spune despre ziua odihnei, 16-17, da? Să păzească, deci, fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca un legământ veșnic. Aș accentua asta că este un legământ veșnic. Acesta este semn veșnic între mine și fiii lui Israel, pentru că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua 7 a încetat, s-a odihnit. Deci pentru fiii lui Israel. Da. Grigore de Nisa, că a spus că nu vă e cunoscut conceptul de zile surori, spune într-o lucrare despre mustrare în felul următor: cu ce fel de ochi priviți voi ziua Domnului, referire la duminică, voi care dezonorați sabatul? Nu știți voi că aceste zile sunt surori? Adică, aș vrea să văd textul, dar nu... Da, ok. Eu aș fi vrut, pentru că a fost un material pregătit în avans și trimis tuturor invitaților, cu documente de natură istorică, să surprindem aspectele acestea. Și au fost puse pe ecran documentele de natură. Posibil că mai sunt și altele care trebuie. Eu am făcut referire la pasajul din Socrate Scolasticul. Uite, vreau să vi-l citesc, pentru că el în istoria bisericească, în cartea 5-a, în capitolul 22, confirmă o relatare spusă de către Sozomen ceva mai devreme, cu câteva zeci de ani mai devreme, în care el spune cam aceleași lucruri. Hai să vă citesc. Mai întâi să vă zic ce spune Sozomen în istoria bisericii. Cei din Constantinopole și aproape de pretutindeni se adună în sabat ca și în ziua întâia săptămânii, obicei ce nu e niciodată ținut la Roma sau la Alexandria. Adică trebuie să surprindem că au fost zone care au fost pro-duminicale în contextul bisericii creștine din primele secole, iar alte zone, într-adevăr, au fost mult mai reținute în adoptarea aceasta, să zicem, avangardistă a duminicii într-o manieră exclusivistă. Și aici vreau să surprind lucrul ăsta. Dacă vreți, vă dau o temă să vă delectați cu istoria. La finalul secolului al IX-lea, Boris, conducătorul bulgarilor, bulgarii au făcut un neam dintre cei care erau slavii și neamul turcic, protobulgarii, și ei și-au câștigat independența față de bizantini. Ei au adoptat creștinismul răsăritean și printre preocupările pe care Boris le-a avut a fost să folosească Biblia să catehizeze poporul, că ei au trecut cu toții la creștinism.
convertirea neamurilor. În contextul respectiv, el îi trimite lui Mihail, dacă nu greșesc, patriarhul din vremea de atunci, o scrisoare în care îl întreabă, lui nu este clar cum să se raporteze la aceste două zile sulor și pune întrebarea cu privire la sâmbătă. Patriarhul Constantinopolului îi răspunde favorabil față de ziua de sâmbătă, vă trimit documentele, că scrisoarea este publică, adică sunt documente istorice, doar că se sesizează Papa Nicolae și spune că patriarhul nu face bine, ar trebui să-l învețe pe Boris doar de duminică și să nu mai sabatizeze, să nu mai dea atenție sâmbetei. Eu ca adventist n-am o problemă cu marcarea duminicii ca semn al învierii, ci sesizez abandonarea sabatului ca semn al creației. Adică ceea ce în Constituțiile Apostolice, în contextul tradiției bisericii creștine, dar, a fost o perioadă... Dar, dacă îmi dați voi și mie, că vorbiți non-stop dumneavoastră, vă rog. Vreau să vă spun ceva. Dacă era o emisiune de istorie, trebuia să chemați istorici. Pentru mine ce spune Boris n-are nicio importanță, ca și cum ce spun Constituțiile Apostolice. Pentru că Boris, din istorie, știu că juca un joc între papă și împăratul de la Bizanț și încerca să vadă unde îi pică lui mai bine pentru ca să-și creeze imperiul. Dar citiți și dumneavoastră partea aia de istorie. Dar istoria deci nu faceți... este deci... doar o reflectare a normal, normal, normal că Boris joacă tonul pentru... Deci dați-mi voie să citesc și eu istoria cum o văd eu, nu? Nu doar din perspectiva dumneavoastră. Boris joacă jocul Bizanțului pentru că vrea să obțină susținere împotriva Romei. Eu nu am o problemă peste cu vreo Boris. 900 de ani, Boris, văzând că Roma era mult mai tare, probabil că ar fi jucat altfel jocul ăsta. Nu? Întrebarea mea era deci de ce diferența? Vorbiți tot timpul de situații în care biserica este o biserică a statului. Eu nu cred în așa ceva. Doamne profesor, o secundă. Nici asta n-am spus. Asta este ideea, că Boris a creștinat toată chestia asta. Doamne profesor, ascultați-vă. Două ore am discutat despre argumente din Scriptură. Și acum am zis să abordăm și partea istorică. Da, pe mine nu mă interesează partea asta. Deci partea asta nu trebuia să mă invitați. Dar asta este tema emisiunii, de la sabat la duminică. Bun, nu vă supărați. Apropo de istoric, legând biblicul de istorică, așa. Există în Vechiul Testament și partea biblică. Eu nu sunt specialist în Vechiul Testament. Nu știu, poate părintele... dar pentru mine am o curiozitate și mă curiozesc că nu pun întrebarea asta sau în sfârșit nu spun asta cu vreo strategie. Pur și simplu e o curiozitate. Întotdeauna m-am întrebat cum de a existat cumva o ținere sau o prelungire a ținerii sabatului, dar nu și a anului de veselie, a anului jubiliar. Pentru că anul jubiliar este, de fapt, tot al șaptelea an, este o extensie în teologia iudaică, o extensie a sabatului. A fost preluat de universitățile din America ca beneficiu pentru profesori. Acum, secolul 20. Okay. Deci, din punctul ăsta de vedere, adică dacă pentru evrei și a șaptea zi și al șaptelea an și al 49-lea an erau sfinte și erau ținute, cum de mai departe cei care au dorit să se identifice cumva cu ceva ce eu consider că este un semn identitar național, renunță, nu mai țin jubileul, nu mai țin, dar țin doar ziua șaptea. S-a explicat la început, domnul Marius Necula a explicat, Biserica Adventistă de ziua șaptea observă în Scriptură două categorii. Sabatul zilei a șaptea sau sabatul creațiunii pe care îl găsiți în decalog și alte sabate, sabate ceremoniale care puteau să cadă odată miercurea, odată joia, odată vinerea, odată lunea, etc. Despre aceste sabate ceremoniale ni se spune în Coloseni capitolul 2 cu 14 mai departe. Da, despre, acesta este pasajul. Și 16, că s-a terminat, dar când e vorba de decalog și de sabatul creațiunii, acolo nu găsiți nicio dovadă în Sfânta Scriptură. Eu în seara aceasta aș vrea să-mi dați măcar unul dintre dumneavoastră o dovadă. Poți în să-mi dau Sfânta un argument istoric? Imediat. Da. Dați-mi o singură dovadă. Deci nu vorbim, atenție, de sabate ceremoniale. Nu, am înțeles. Acolo lucrurile se rezolvă cu totul atunci altfel. Am o altă dar curiozitate. Vorbim de sabatul zilei a șaptea, de porunca a patra lui Dumnezeu, dați-mi o singură dovadă din Sfânta Scriptură că a încetat să existe sau s-a făcut un transfer de sfințenie dintr-o parte în cealaltă. Nu putem, dar atunci pe rațiunea pe care ați mers dumneavoastră am o altă curiozitate și, repet, nu este ca să încurc, pur și simplu.
Cum se face atunci că modul în care Hristos citește Isaia în sinagogă, să vestesc anul de îndurare al Domnului, să dezleg, să este exact în spiritul anului jubiliar, okay, și nu neapărat în spiritul sabatului. Ei, dar n-are de-a face cu sabatul acolo. Contextul este anul jubiliar, cum spuneți noastră. Da, dar Hristos ține anul jubiliar, sigur, și pare să, da, îl, să-l transforme într-un tipar, într-o viziune asupra lucrării sale. Asta adventiștii subliniază, că sabatele ceremoniale se împlinesc în tipologia lor prin lucrarea lui Hristos. Nu și sabatul creației, care nu este ceremonial, adică noi nu-l vedem, corect, ceremonial. Aici este jocul unde lucrurile trebuie să nu se miște, în sensul că sabatele de peste an, ele sunt în Hristos. Spre exemplu, Hristos este Paștele nostru, Hristos, okay, este jubileul nostru, Hristos va fi cortul nostru, da? Și cu oameni, da? Apocalipsa așa prezinte, da? În context. Problema este, okay, că în textul din Coloseni nu există această diferență între sabat creațional și sabat, da, ceremonial. Acolo nu există. Aici nu există. Acolo nu există. Dar dacă îmi permiteți, și nici în evrei. Dar aș vrea și eu o mică intervenție. Fără să vă atac personal, nu am niciun fel nici de interes. Vă respect din tot sufletul meu. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că vreau să mă edific eu cu privire la viziunea legalistă asupra, okay, zilei respective. Okay. Haideți să vă spun o situație din Biserica Luterană. În Biserica Luterană, totul se desfășoară în funcție de dorințele enoriașilor, uh-huh, biserici. Dacă la noi în Biserica Luterană, de exemplu, o anumită biserică dorește să se întâlnească sâmbăta pentru a celebra liturghia, acest lucru se întâmplă. Eu nu vă ascund că, de exemplu, în Italia, unde slujesc o parohie o dată pe lună, slujirea mea are loc în ziua sâmbetei, uh-huh, pentru că duminică sunt înapoi în România. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, dar repet, nu o luați personal, nu o, okay, luați ca un atac, ca pe nimic. Nu mai repetați. Ce viziune are Biserica Adventistă vis-a-vis de duminică? Okay. S-ar întâlni Biserica Adventistă să celebreze, mă rog, nu liturghia, slujba pe care dumneavoastră o aveți într-o zi de duminică? Cum este, de exemplu, învierea, despre care eu personal, okay, am informații că nu o observați, cel puțin în ziua de duminică, adică, okay, observați în alt. Ați face vreo slujbă duminica? Mulțumesc de întrebare. M-aș fi supărat dacă nu puneați întrebarea. Mulțumesc. Okay. Okay. Să vă răspund. Adică ați avea aceeași atitudine ca Biserica Luterană? Imediat. Sau cea ortodoxă? Adventiștii de ziua șaptea consideră că ei respectă sâmbăta împlinind legea care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Să vă dau o ilustrare din viața de zi cu zi. Sunteți invitații mei acasă. Nu-mi voi permite să aspir cât sunteți prin preajmă, ci fac lucrul ăsta înainte, din respect pentru dumneavoastră ca invitați. Nu-mi voi permite să-mi pierd timpul uitându-mă la televizor când v-am pe dumneavoastră acolo. De aceea, noi prezentăm credincioșilor și întregii lumi că păzirea pe care unii o văd ca fiind legalistă este doar în spiritul respectului față de prezența lui Dumnezeu, de dedicare lui. Cum de altfel facem în toate zilele, dar aceasta este în spiritul legii, care spune să nu faci nicio lucrare în ea, nu pentru că lucrarea este în sine rea sau tabu, ci pentru că lucrarea aceea îți fură comuniunea cu Dumnezeu, cum frumos a explicat și de către unii dintre dumneavoastră de aici. Cu privire la duminică, învățătura adventistă este că nu avem un pasaj care să ne dea libertatea să cităm pasajul pe care domnul Bunaciu l-a folosit din declarația de credință, să spunem că a fost consacrată, o vedem ca o zi în care putem să ne aducem aminte de învierea lui Hristos, dar nu o percepem ca fiind sacră. Eu mă refer liturgic, pentru liturgic, că avem în Faptele Apostolilor, da, deja s-a vorbit, liturgic, că am căzut cu toții de acord, că în 50 și peste, ucenicii și biserica primară se întâlnea duminică. Poate se întâlnea și sâmbătă. În scrierile adventiste, da, în scrierile adventiste există pasaje care îndeamnă că acolo unde se poate să se țină slujbe cu caracter misionar în zilele de duminică, și vă pot confirma că sunt biserici care au unele întâlniri sâmbăta și duminica,
dar nu pentru că duminica este văzută ca fiind specială, ci pentru că intră, vine în întâmpinarea omului care este liber în ziua și de duminică. Care, care țin care și sâmbătă. Nu simțiți o libertate de a vă închina, de exemplu, duminica, liturgic vorbesc, repede, nu oamenii acasă citesc Scriptura, se roagă și cântă unii. Liturgic, biserica să se închine inclusiv duminica, nu, nu simțiți liber. Nu simțim obligația dar aceasta. Cum vedeți în duminica? În schimb, vis-a-vis vedem, de acest aspect duminica o vedem ca o zi în care să nu ofensăm sensibilitățile religioase ale celorlalți. Și sfaturile pe care adventiștii le au, autoarea este cunoscută Ellen White, pe care unii dintre adventiști o văd ca fiind o autoritate. Ellen White spunea că în ziua de duminică ar trebui creștinii adventiști să-și o dedice, pe de o parte, studiului, comuniunii creștine și mărturiei de credință aspectului misionar. Dar nu dintr-o perspectivă teologică, subliniez lucrul ăsta, ci dintr-o perspectivă care vizează să nu se lezeze sentimentele celorlalți. De ce? Pentru că încă ne aflăm în secolul XIX, când reminiscențele sabatarianismului duminical funcționau și legile albastre, legile puritane duminicale încă erau văzute ca fiind parte din modelarea societății americane. Și pe fundalul acesta adventismul vine și vorbește despre un respect față de duminică, dar nu în sensul liturgic. Da? Am participat la cina Domnului. Vă rog. Că am vorbit de istorie. Am participat la cina Domnului în zi de duminică. Tot istoric. Nu mai istoric. Nu mai rintele vrea să zică ceva de... Și joia, adică noi nu le asociem. Mai aștept. O intervenție scurtă. Nu m-am simțit așa de bine, atât de bine și de așa motivat să discutăm ca în seara aceasta. Să mai faceți. Să mai faceți așa. Mi-am adus aminte. Cred că Biserica Ortodoxă nu recunoaște Conciliul de Elvira. Nu, îl recunoaștem. Da, recunoaște. Da. Așa. Acolo spune așa. Că nu avem. Cine lipsește trei duminici consecutiv de la liturghie să fie dat afară. Da. Păi înseamnă că țineau duminica. Da. Și este înainte de Constantin. Da, este 300. 300, 306 pe aici. Da. Țineam, da, deci, dar asta știți ce înseamnă, domnul președinte? Foarte punctual. Asta știți ce înseamnă? Nu, dumneavoastră ați invocat Constantin. Da, dar ei mergeau sâmbăta și se închinau. Și pentru că liderii introduceau deja închinarea la duminică, asta este interpretarea de la voastră. Nu, eu citesc ce scrie acolo. Nu vin duminică, nu spune cei ce vedeau și sâmbătă și duminică. Asta este interpretarea. Permiteți, nu sunt de specialitate istoric, deci de asta nu pot să răspund pertinent la elementele de textuale și istorice pe care le-a invocat pastorul Necula. Dar ce știu eu este următorul lucru. Există, de exemplu, uitați, și la biserica la care mă duc eu acum, liturghia se face în săptămânal, sâmbătă și duminica. Dar asta nu înseamnă că noi percepem ortodoxii ca aceste zile ca fiind surori. Conceptul ăsta este străin și nu trebuie amestecat cu ideea ortodoxă. Și de ce asta? Pentru că sunt categorii total diferite. Una este slujba, liturghia sâmbăta și alta este liturghia duminica. Uh-huh. Adică pentru noi are o importanță deosebită că duminica este asociată cu ziua Domnului, cu ziua învierii. Uh-huh. Și are un loc special. Nu cred că este corect istoric să fie invocate anumite texte în care se invocă slujba și sâmbăta, sâmbăta și duminica. Pentru că vă pot aduce doar din memorie, nu am studiat special, doar din ce mi-aduc aminte, începând cu Didachia celor 12 apostoli, sunt covârșitoare dovezile de partea duminicii. Totuși, deci nu cred că nu se pot fi în mod explicit de duminică. Ba da, ba da, capitolul 14, cum să nu, spune explicit ziua Domnului. Și permiteți-mi, uitați cum cred eu. Eu cred că în perioada Noului Testament sunt total de acord că, să zicem, comunitatea creștină ținea sâmbăta. Era o chestiune firească. Uh-huh. Pentru că noua religie s-a născut în sânul iudaismului, erau evrei. Marea problemă, să zicem, o distanțare, o detașare de iudaism a fost când templul n-a mai existat și atunci, într-un fel, motorul legii iudaice n-a mai funcționat. Și atunci, sigur că biserica și-a găsit un profil separat
în care accentele s-au pus diferit. Dar eu cred că este important pentru toți de aici, inclusiv pentru dumneavoastră ca adventist, să recunoașteți că există germeni ale ținerii duminicii în Noul Testament. Recunoaștem. Asta este Noul Testament. Aleluia, aleluia atunci. Sunt total de acord. În Noul Testament sunt doar niște indicii, dar nu putem să vorbim categoric. Păi, uitați, vă zic, sunt condamnate de nimeni. Paul nu le condamnă, Ioan nu le condamnă, Petru nu le condamnă. Eu n-am nicio problemă. Deci e clar că erau acceptate. Eu n-am nicio problemă ca până astăzi să se vorbească de un rol deosebit al sabatului, de o teologie a sabatului, care într-un fel e recuperată până astăzi. Care sparge tiparele imperiului și... Da, da, da. Dar, uitați, sunt două texte pe care, care poate ar merita discutate. Unul este de la 1 Corinteni 16, a fost și mai devreme de domnul Bunaciu menționat. În ziua întâi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte, strigând cât poate. Nu apare acasă personal, direct, dar... Ce mă interesează pe mine e următorul lucru, o chestiune care scapă într-un fel traducerii. Avem în greacă un kata, care înseamnă, ar trebui de fapt tradus, și sunt unele biblii care traduc așa, în fiecare zi întâi a săptămânii. Deci, repetabilitate. Ori acest lucru mi-arată că deja, în acel context, pentru că acum să fim serioși, cum îi spune, darurile, colecta, nu se face acasă. Ce sens are să... Se face în mediul adunării și pe mine mă interesează foarte mult acest kata, acest kata care mi-arată... Să pună sieși cursuși. Pare auto, apare, care înseamnă, pare auto, înseamnă că îți pui lângă tine, motamo. Deci poate să însemne acasă, dar nu neapărat acasă. Nu e explicit, e interpretare. Exact. Și pe mine mă interesează, mai degrabă aș pune aici accentul pe acest kata, care mi-arată că deja există o obișnuință în adunările cu colecte, care sunt asociate primei zile a săptămânii. Deci a spune că este un germene important. Nu un germene, o sămânță importantă la pentru... La vremea respectivă nu era cam prezent salariile să se ia la sfârșit de lună. Oamenii aceia erau cel mai mulți zilieri. Deci un om duminică nu putea să pună deoparte ceea ce avea să câștige joi sau vineri. Înțelegeți? Deci este absurd să credem că era o reglementare ca duminică să se pună deoparte darurile pentru sabatul următor. Și dacă mai îmi permiteți o chestiune... Că atunci când vin eu de ce? Da, când vin, tot în contextul colectei, în contextul adunării. În contextul adunării. Eu văd, conform adică textului, credeți că fiecare își pune acasă așa, și când vine voi Pavel... la începutul săptămânii să puneți deoparte când la voi înșivă, că atunci când cu istoria, eu, să nu vă mai gândiți ce trebuie să dați donație. Tare, și bine. Ajutoarele să fie deja puse deoparte. Adică sensul, eu așa-l văd. Okay. E diferență de înțelegere. Eu l-am găsit pe Boris. 14 cu 1. 14 cu 1. Când vă adunați în Duminica Domnului, asta spune, nu ziua Domnului, când vă adunați în Duminica Domnului, Didachii, capitolul 14:1, când și este sfârșitul secolului 1. Da, da, da. Bine, sfârșitul secolului 1. Zice așa, când ziua adunați... Domnului a Domnului, ziua domnească a Domnului. Așa, da. Plângeți și plângeți pâinea. Deci era similar ce? Duminica era ce? Cu frângerea pâinii? Da, da. Era așa. Și mulțumit după ce v-ați mărțut și așa mai departe. Deci, dacă îmi permiteți o a doua sămânță... Ascultați, spune. Mai avem doar atâta și... Ați fost mulțumit de răspunsul pe care vi l-a dat domnul Marius Necula? Sigur, sigur. La fapte 16? Nu sunt mulțumit. Nu la fapte, la 1 Corinteni 16. Nu sunt mulțumit, pentru că mie mi se pare că această colectă, o întâlnim de fiecare dată, colecta nu se face acasă. Nu se adune acasă. Nu se întâmplă atunci, în ziua întâi, ci că în ziua întâi să se pună deoparte, ca atunci când vine el să se facă strângerea. Nu, mie mi se pare că mai logic. Ideea, dacă îmi permiteți, părinte, ideea pe care părintele înțeleg eu că încearcă să o sublinieze, este că indiferent cum interpretăm că se întâmplă atunci sau că se întâmplă când vine Pavel, așa, repetabilitatea sau frecvența cu care se strânge este în fiecare zi din tâia săptămânii. Adică se subliniază nu faptul că vine sau nu vine Pavel, ci că ei se întâlnesc consecvent. Atunci era liturgia și acolo se strângea colecta. Că el vine mai colecta era parte a dedicării din închinare. Da, din închinare lui. Dar dați-mi voi să vă spun de Boris.
Dragilor, de Boris? Foarte interesant. Foarte repede, mai aveam ceva. A doua sămânță care mi se pare importantă, eu termin foarte repede, este textul pe care l-am mai invocat din Apocalipsa 1:10, care spune așa, am fost în duh în prima zi, în ziua domnească, și am auzit în urma mea glas mare de trâmbiță, etc. Pe mine mă interesează foarte mult expresia folosită, pentru că mi-arată consacrarea unei denumiri. Ziua Domnului, ziua domnească nu poate să fie decât prima zi a săptămânii. Pentru că noi nu găsim așa în spațiu iudaic, nu găsim așa în spațiu elenistic. Deci asta înseamnă că deja când a fost scris Apocalipsa, există un caracter special atașat zilei întâi. În Didahia avem exact denumirea aceasta de zi domnească. Așa spune, ziua domnească. Dar pare că o traducere spune chiar duminica, în ziua de duminică. Da. În traducere este duminica Domnului, așa se zicești, duminica Domnului. Da, numai ce că atât. Nu e corect. Da. Domnul Bunaciu, Boris. Da, deci am găsit aici istoria lui Boris. Da, deci în 862 Boris încearcă să facă o negociere cu Luis Germanul pentru alianță împotriva lui Ratislav din Moravia. Bizantinii, auzând de chestia asta, îl iau și îl cuceresc și în 864 sau 865 îl botează. Și Photius îi trimite o scrisoare și misionar și spune cum să se poarte. Boris în 866 scrie o epistolă lui Nicolas I, care era patriarhul Romei. Și avem aici răspunsul lui Nicolas la scrisoarea lui Boris, care spune așa frumos aici la un moment dat, în capitolul 10. A ajuns la atenția mea că anumiți oameni cu un spirit pervers au semănat niște lucruri rele între voi, care, contrar sfintei credințe, vă interzic să faceți ceva sâmbăta. Cum aș putea să-i chem pe oamenii, să-i numesc pe oamenii aceștia altfel decât predicator, și folosește cuvinte pe care eu nu vreau să... Deci, Boris n-a fost un îngeraș în treaba asta și a negociat și cu unii și cu alții. Și noi vedem că cei din Roma au o atitudine extrem de dură față de atitudinea de sabat pe care eu trimisese cuiva, cineva lui Boris. Tocmai subiectele astea vroiam să le surprind. Uitați, avem toată scrisoarea, vă pot citi, pentru că prea urât limbajul papei față de... Nu e prima dată. Cei care îl îndeamnă pe Boris să țină sâmbăta să nu lucreze. În înțelegerea adventistă, și aici va trebui să intru într-un subiect... Bun, acum sper că Boris nu era adventist, că era... Nu. În înțelegerea adventistă, noi vedem o trecere de la sâmbătă la duminică și procesul acesta de tranziție a fost pe parcursul veacurilor. Recunoaștem că a fost... Dar Boris n-a trecut. Deci mi l-ați dat ca exemplu. Acum am venit cu istoria și vedem că Boris n-a trecut. Încă papa i-a spus că cei care l-au învățat asta sunt predicatorii lui Anticrist. Așa a scris papa. Imediat. El a mai spus-o și cu alte lucruri și vă ilustrez imediat. Era alt papă ăla, deci ăsta... Victor, da. Dar vorbim istoric acum. Deci, adventiștii văd istoria în felul următor, că în sânul bisericii creștine, încă de la început, a existat sămânța orientării duminicale. Deci, un lucru foarte important. Nu o negăm, Doar că adventiștii văd lucrul ăsta ca fiind anunțul cu privire la lepădarea de credință pe care Pavel o anunța. Că vor veni unii care vor învăța și așa și așa mai departe. Adică noi vedem ca fiind o apostazie lucrul ăsta. Vă voi explica conceptul. Dar nu e nevoie să ne explicați, că dacă dumneavoastră ne explicați, trebuie să explicăm și noi. Nu trebuie să fiți de acord cu el. Nu, dar atunci trebuie să explic și eu, pentru că nu numai dumneavoastră trebuie să explicați, că după aia explicați, dumneavoastră tot explicați, dar și noi avem dreptul să explicăm. Dacă îmi permiteți o întrebare. Din momentul ăsta nu mi se pare corect discuția asta. Tot mi se explică. Nu. Dar să explic și eu atunci. Deci cu Boris, văd că Boris a fost o grenadă falsă, noroc că am și eu resursele instant și am citit și eu despre Boris. Nu, permiteți o întrebare, adresată adventiștilor. Okay. Dacă eu nu țin sâmbăta, cad sub neascultarea Domnului Iisus Hristos? Care asta e o întrebare. De credință. Da.
Care este întrebarea? Dacă eu dacă nu țin sâmbăta, nu țin. M-am lepădat? Da. Se consideră că până asta sunt... Răspunsul pe care este că Dumnezeu judecă pe om după cunoștințele cui i s-a dat mult, i se cere mult. Bun, eu știu că e legământ veșnic. Deci, dar eu nu țin. Și dacă, nu țin... dacă dumneavoastră în cunoștința pe care o aveți, nu vedeți lucrurile în varianta aceasta, Dumnezeu este cel care face judecata. Păi, dar mă iertați, și tăierea împrejurii este legământ veșnic și totuși știm foarte bine din Noul Testament că a fost depășit. Identica, ar trebui, da, dacă doriți să țineți sabatul, eu zic că ar trebui să țineți și tăierea împrejurii. Noi nu. Trebuie să se și tăie împrejurii. Eu mai am o întrebare importantă. Dacă germenii aceștia despre care dumneavoastră vorbiți al duminicii... Nu, că sunt corelate. Răspunsul va fi același. Dacă germenii aceștia sunt vizibili deja în Biserica Apostolică, apoi, de exemplu, în 1 Corinteni, Paul scrie împotriva unui curvar care se manifestă acolo. Uh-huh. În Galaten scrie împotriva, cum a spus domnul profesor, împotriva iudaizatorilor. Peste tot el atacă anumite probleme. Cum de n-a văzut o problemă în germenii ăștia ai duminicii și ai încălcării sabatului, astfel încât să acționeze pentru combaterea lor? Cum se face din potrivă că... la Coloseni, zice... Citim în Fapte, mi se pare, capitolul 20, dacă nu mă înșel, că el predica duminică când a căzut Teutic și a murit. Se petrecea duminică. Paul joacă jocul ăsta nefericit al duminicizării bisericii. El ar fi trebuit să fie primul care zică, băi, oameni buni, hai să nu mai vedem duminica, să nu observăm așa cum fac, scuzați-mă, fără atac adventiștii astăzi. Uh-huh. Și totuși Paul merge și predică, ok, poate predica și sâmbăta, dar predică și duminica și el nu atacă germenii ăștia. Ori dacă el atacă un curvar, dacă el atacă un iudaizant, de ce n-atacă și niște... Ce atacă Pavel este regresia din iudaism. Din contră, mie asta mi se pare că el atacă păstrarea sabatului ca observare. El exact invers unde atacă? Unde atacă Pavel? De exemplu, în Galateni. Ce atacă? Atacă iudaizatorii. Eu cei care vin și promovează legea cea veche. Sabatul este asociat cu ideea asta de iudaizare. Și face un lucru foarte grav în Galateni. El foarte grav din punctul meu. El spune că și un înger, dacă va preda o altă învățătură decât vă predau eu, să-l anatemizați. Și chiar el spune, dacă eu nebunesc cumva și vă predau o altă învățătură pe mine însumi, să mă anatemizați. Ce vreau să subliniez? Adică e foarte clar. Problematica luată în discuție nu este faptul că ucenicii se întâlneau în zi de duminică, cum de altfel Biblia în Noul Testament confirmă că se întâlneau și în alte zile. Deci nu asta este miza. Dar dumneavoastră condamnați închinarea duminicii. Atenție. Prin tot ce am văzut pe ecrane și prin asta, ați adus o condamnare, pus sub condamnare pe cei care nu țin sabatul. Miza pe care o văd din perspectivă istorică este în condamnarea pe care ulterior biserica ajunge să o facă. Adică în ciuda faptului că, istoric vorbind, a fost o perioadă când sâmbăta era văzută cu ochi buni, prietenești, ajunge și trebuie să vedem evoluția asta istorică în rândul bisericii să se ducă înspre direcția în care păzirea sâmbetei să fie văzută ca o cădere de la credință. Adică ceea ce cândva era văzută ca o atitudine creștinească și cu abordare firească, prietenească, frățească, în timp se transformă până într-acolo încât și acum accentul ajunge ca în secolul, să zicem, al VI-lea, al VII-lea, tendința să fie de exclusivă prezentare a duminicii, iar episcopul de Roma să devină cel care să aducă cumva inițial elementele de sabatizare nu erau puse în cărca duminicii, istoric vorbind. Și în timp se ajunge și teologia medievală va construi, cel puțin pe linie catolică, nu atât de mult pe linie răsăriteană, ca duminica să fie înlocuitoarea sabatului. Exclusiv. Iar, cum să zic, eu aș fi vrut să discutăm de lucrurile astea, să dezbatem, pentru că Eusebiu de Cezarea este cel care spune într-un comentariu la Psalmi că ceea ce în vechiul așezământ era în dreptul sabatului, noi, referire la biserica creștină, le-am mutat și le-am pus acum în dreptul bisericii. Și întrebarea pe care o aveam, în condițiile în care noi astăzi, sau creștinătatea duminicală, nu vede duminica
ca un sabat săptămânal. Eusebiu, în ce parametri teologici își permite să vadă duminica drept un sabat săptămânal? Până într-acolo încât Grigore cel Mare... Nu jignesc pe cineva. Înțelegeți? Adică, aș merge pe nota dumneavoastră. Eusebiu era un pic mai mult decât obedient domnului Constantin. În limba română există o expresie urâtă la capitolul acesta. Asta e părerea mea. De aceea el aproape că aprobă orice ce Constantin făcea orbește. Da, am dreptate sau nu? Pentru ce că... Deci îmi pare rău, nu l-aș lua ca normă. Părinte, părinte. Iustin Martiru, anul 150. Okay. Zice așa. Duminica este ziua în care noi ținem adunarea noastră comună pentru că este prima zi în care Iisus Hristos a înviat din morți, noi ne bucurăm. Iustin Martir. Dovezi descovărșitoare, da, Iustin Martir, 150. Citesc din încă unul șer. Ignatius. 50-100. Zice, nu vă lăsați duși de învățături evreiești. Zice, noi suntem chemați să trăim în ținerea zilei Domnului, adică duminica, ziua învierii, prima zi a săptămânii. Dacă îmi dați voie să spun aici doar un comentariu. O secundă. Din păcate, ne întoarcem. Nu, doar să că se leagă puțin și nu e. Din păcate, datorită acestei controverse, creștinii din primul mileniu și după aceea au dezvoltat și o atitudine anti-evrească. Din păcate, pentru că au pus la pachet treaba aceasta cu faptul că evreii l-au omorât pe Hristos și deci un antisemitism a existat în creștinism, din păcate, și asta a fost una dintre probleme și de aceea încercarea de a rupe cu... Adventiștii văd că procesul acesta nu, dar eu văd ca o reacție față de încercarea iudaizatorilor să impună sâmbăta. Da, asta o văd eu. Nu văd ca adventiștii. Vreau să fie și foarte atunci, clar. Duminica devine simbolul identitar creștin. Dar nu atunci. Nu atunci. Duminica a devenit ziua de închinare când a înviat Domnul Iisus. Se întâlneau în prima zi de săptămâni. O secundă. Aici eu nu înțeleg ceva. Și ajutați-mă, domnule profesor Lăcești, domnule pastor Sorin Horia Tripa. Dacă pentru învierea Domnului Iisus Hristos a fost Paștele. Și este Paștele. De ce a mai trebuit tot pentru învierea Domnului Iisus Hristos o zi săptămânală ca să ne aducă aminte de evenimentul acesta? Pot să răspund eu? Vă rog. Pentru că în perspectiva creștină, hai să spunem majoritară, cea care este duminicală, învierea Hristos, evenimentul Hristos, cu tot ce înseamnă Hristos, dar și învierea Lui, este o împlinire a tuturor poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv a celor din Decalog, și împlinirea aceasta, pentru că în Vechiul Testament poruncile, inclusiv Decalogul, sunt ca niște umbre care prevestesc ceea ce urmează, ceea ce este desăvârșit, Hristos le împlinește, orice încăpățânare de a rămâne la vechile porunci, care sunt doar niște umbre ale realității a lui Hristos, este văzută ca o sfidare la adresa lui Hristos, ca o negare a lucrării lui Hristos. Pentru că m-ați întrebat pe mine, dar răspunsul e același. Este clar, creștinismul vine din matca iudaismului, deci e clar că nu este altceva, dar este altceva pentru că a venit Hristos. În 1 Petru spune foarte frumos, profeții din vechime se uitau să vadă cum va veni mântuirea și și-au dat seama că nu pentru ei. Și a venit Hristos și acum noi suntem martori a ceea ce a făcut Hristos. De aceea spune Pavel în Galate, nu? Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Dar Hristos ne-a răscumpărat, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat orice atârnă pe lemn. Deci Hristos vine și anulează discuția asta pentru că în El a iertat totul și Hristos este Dumnezeu. Și ce are a face asta cu duminica, cu prima zi a săptămânii? De asta, învierea lui Hristos nu este doar un eveniment ancorat în istorie în trecut. O secundă, întrebarea mea era una este un răspuns. Este un răspuns pentru că de atunci creștinii au zis nu mai sărbătorim ce au sărbătorit evreii. Da, despre sabat Hristos vorbește clar. Ăsta este, asta am făcut sfințiți-o. Despre prima zi a săptămânii și anume învierea lui nu spune absolut nimic. Hristos nu spune să sfințesc sabatul. Dar cum interpretați Apocalipsa 1:10 din perspectivă adventistă? Păi nu, expresia cu ziua domnească.
Dar ziua domnească nu înseamnă ziua Domnului. Hristos se declară Domn al sabatului. Nu înseamnă... În Marcu 2 îl spune... Ziua domnească înseamnă sâmbăta. Este chiar denumirea care se consacră pentru prima zi a săptămânii. Termenul grecesc apare ulterior în toată literatura creștină pentru ca identificând prima zi. Duminica. Și Kyriake Hemera vine ca o prescurtare de la zi domnească, ziua de Domnului. Fapt, ziua Domnului. Și este sâmbăta ziua Domnului. Cum să zic, forma asta de construcție mai apare în Corinten când spune despre cina Domnului, tot așa spune cină domnească. Da. Adică e clar că din punct de vedere gramatical putem să vedem o structură. Bun, dar similară. Întrebarea mea este cum o interpretați? Ce înseamnă această zi a Domnului? Da, Iisus Hristos, iertați-mă, vă rog. Din punct de vedere lingvistic, pasajul din Apocalipsă este prima identificare cu ceea ce ulterior în literatura creștină este văzută ca fiind ziua Domnului. De fapt, ziua adică Domnului, duminica, fie că apare cu genitivul, fie că e forma asta zi domnească, adjectiva, este o prescurtare de zi, nu de ziua Domnului în varianta vechi testamentală, ci ziua învierii Domnului. Dar contracția scurt, asta este ziua Domnului. Din context, se referea la ziua învierii Domnului, la acea singură zi când Mântuitorul a înviat? Nu doar adventiști, exegezi, da. O mulțime de analize făcute pe textul acesta, pot să vină pe mai multe variante. Asta e, că nu e un consens și atunci fiecare își alege un... Okay. Pentru că nu este un consens, nu vedem ca fiind o relevanță, cum să spun, directă. Să vă zic de ce. Și noi nu vedem că relevanță directă, deci discuția asta n-a rost atunci, dacă ori e, ori nu e. În care prorocii au putut să fie în ziua alta decât sabatul, într-o revelație. Sens eschatologic sau sens istoric nu funcționează în contextul respectiv. Ce vreau să spun este că și dacă trag concluzia că se întâmpla ca viziunea să fie o zi de duminică, lucrul acesta nu devine o confirmare explicită. Nu, devine o confirmare a faptului că deja termenul de zi domnească este asociat acelei zile, adică ziua întâi a săptămânii. Mie mi se pare cea mai plauzibilă explicație. O întrebare pe care dumneavoastră a spus-o și cred că cumva se pare că batem pasul pe loc. Niciunul dintre cei care afirmăm duminica aici nu am spus că noi ținem duminica în baza unei porunci pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ținem duminica. Este cineva care susține duminica? Nu. Deci noi, dumneavoastră a spus, dă undeva Hristos vreo poruncă să nu ținem sabatul, să ținem duminica? Nu. Și răspunsul Bisericii Luterane și a întregului protestantism, din câte văd eu, inclusiv a Ortodoxiei, este că noi nu ținem duminica în baza unei porunci date de Dumnezeu. Duminica este o anamneză a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De ce o ținem în fiecare duminică? Pentru că vechiul Adam ne mănâncă și avem nevoie de anamneza asta tot timpul. De ce luăm Sfânta Cină în continuu? Tot ca o anamneză, avem nevoie spre să ne amintim. Iar învierea lui Hristos, dragii mei și invitați și telespectatori și ascultători, n-ar fi spus ucenicii, n-ar fi spus Hristos. Numai o secundă. Adică de ce ne-au lăsat în ceață? Haideți că vă explic de ce ne-a lăsat în ceață. N-ar fi venit Iisus Hristos să spună de astăzi, închinați-vă așa cum le-a spus în vechime evreilor, pentru că el le-a spus, închinați-vă în ziua aceasta, sfințiți, păziți și mai departe. Eu cred că n-a spus-o pentru că nu era important. Nu am reușit să vă spun. Pentru apostoli fiind evrei, era normal să continue ținerea sabatului. Este o continuare. Dar nu mai devine centru ca vieții. Semn identitar național. Iertați-mă, deci ucenicii au continuat să se închină ziua sabatului. Ca evrei, sigur. Eu n-aș zice lucrurile acestea. Da. Dar nu devine centru evrei. N-am reușit să vă răspund dintr-o perspectivă luterană la întrebarea aceasta și aș vrea să o ascultați, pentru că s-ar putea ca unele răspunsuri, deși convec către duminică, aș vrea să ascult Scriptura, nu vă supărați, domnule pastor. Nu, dumneavoastră, de atunci vorba părintelui, când vă convine, vorba domnului bună. Când vă găsesc pe Boris, hai, ne mutăm la Scriptura. Iar la istorie, iar la Scriptura. Ați fi putut să deschide Scriptura dumneavoastră. Și când e textul literal al Scripturii, păi nu că e contextul și nu înțelegem, dar unde e? Păi e literal. Păi domnule, iar cu Bidineaua, iar cu Rotringul. Liniștiți-vă, domnule profesor, vă rog. Pe domnul Bunaciu, pe domnul Clipa, pe oricine altceva. Nu ne-ați invitat aici ca să ascultați ce spune Scriptura.
ne-ați invitat să ascultați ce spunem noi. Corect. Pe baza Scripturii sau pe baza tradiției sau pe baza altor idei, că ne-ați chemat ca persoane, așa deschideați Scriptura și aveați răspunsul singur. Acolo. Citeați, da. Perfect. O citeați singur și aveați răspunsul Scriptura. Deci să înțeleg că dumneavoastră nu spuneți ce spune Scriptura. Ba da, dar spuneți ce spune Scriptura din perspectiva noastră, pentru că așa m-ați chemat. Să vă spun ce înțeleg eu din Scriptură. Nu, dumneavoastră, dacă deschideți Scriptura, înțelegeți ce vreți dumneavoastră din ea. Sau ce înțelegeți. Repet, învierea Domnului este un nucleu al credinței creștine. Repet, nu este doar un eveniment istoric care s-a întâmplat, a trecut, precum căderea Ierusalimului, sau precum, nu știu, căderea Ierihonului, sau precum alte evenimente este istorice. Este noua creație. Și cincizecimea la fel. Și cincizecimea la fel. Este o explozie universală pentru noi. Ea a început și își face efecte, este un fel de, cum se spune în limba engleză, un present perfect, sau cum se zice, este întotdeauna, este un ing, întotdeauna este prezent. De aceea, duminica pentru noi este o anamneză a mântuirii noastre, de care noi nu ne putem desprinde. Noi, în fiecare duminică, în ziua Domnului, nu ne întâlnim cu alt motiv decât să regustăm din mântuirea pe care Hristos a câștigat-o la cruce și a făcut-o, a oferit-o prin învierea sa. Aceasta reprezintă. Duminica pentru noi nu este sabat. Da. Nu okay. Este legalismul sabatului. Câte un minut fiecare, maxim un minut, domnule profesor, încep cu dumneavoastră. De ce sărbați duminica? Tot de așa ce și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar că fiii lui Avram sunt cei care au credință. Noi sărbătorim duminica cu restul creștinilor pentru că este prima zi a săptămânii, ziua în care a înviat Iisus Hristos, este noua creație, este modul în care noi înțelegem că este o zi convenabilă, nu este un sabat în sensul evreiesc pentru noi și dacă a fost în tradiția protestantă și un element din acesta de puritanism în care nu s-a lucrat și s-au dat și legi în sensul acesta, înțelegerea este că nu lucrezi pentru ca să poți să te concentrezi, să fii cu Domnul și totuși lucrurile esențiale întotdeauna s-au putut face. Mulțumesc! Biserica Luterană consideră că este continuatoarea Bisericii Primare. Aceasta este viziunea noastră. Dacă Biserica Primară a procedat la observarea Duminicii, același lucru îl facem și noi, continuând tradiția acestei biserici apostolice și observăm Duminica nu ca un sabat, deci nu pe baza legii sabatului, ci pe baza unei, sau nici măcar pe baza unei porunci a lui Dumnezeu, ci pe baza unei practici pe care o găsim în Biserica Primară. Și eu cred că numim duminica zi de odihnă, nu ne referim la o odihnă de tip iudaic, la o oprire de la lucru, ci mai degrabă este împărtășirea de pacea lui Dumnezeu. Pace care înseamnă să ne oprim de la păcat, să ne dedicăm lui Dumnezeu. Deci eu cred că ar trebui o înțelegere activă a acestei zile a Domnului. Și ea este prin excelență, cum s-a și spus, este ziua Domnului. Pentru că socotim că în Hristos avem totul și că Hristos este sabatul, odihna noastră, tot ceea ce ține de credința noastră și de celebrarea liturgică a credinței noastre se întâmplă în jurul lui Hristos, prin urmare cu prilejul sărbătorii învierii Domnului, a cincizecimii și așa mai departe. Există și o nuanță anti-iudaistă și anume pentru a transmite foarte clar mesajul că ne detașăm de tot ce înseamnă încredere în lege, în poruncile legii, în sabate și așa mai departe, am rupt-o cu orice pare contaminat de iudaism și ne concentrăm strict asupra ceea ce este, să spunem, nou testamentar. Domnule Nicola. Adventiști au o teologie a zilei Domnului, o teologie sabatică, într-adevăr. Noi punctăm faptul că sabatul nu este pentru evrei și nu-l vedem ca o exclusivitate pentru evrei cu argumente din Scriptură. Porunca sabatului nu o vedem ca fiind ceremonială, ci o responsabilitate morală ca toate celelalte. Nu în stil legalist, ci din respect pentru a ne arăta iubirea față de Dumnezeu. Și
Dacă cineva îndrăznește să spună că problematica zilei Domnului, a sabatului, este o problemă minoră, trebuie să fie consecvent să facă același lucru și cu celelalte standarde morale, ceea ce nicăieri în creștinism nu se întâmplă așa ceva. Mi se pare că e o dovadă de încumetare să treci peste ceva evident, iar aici lucrurile pot să varieze în funcție de cum interpretăm unele pasaje din Scriptură, și dacă la ziua judecății adventistul sabatarian va fi întrebat de ce a ținut sâmbăta, el va spune: așa înțeles din Scriptură. Dar nu simțim o obligație morală și ne simțim liberi ca în ziua de duminică să ne luăm timp liber să facem o mulțime de alte acte de bunătate și în mod deosebit să ne implicăm în activitate misionară. Mulțumesc! Da, creștinii după Evanghelie n-au nicio treabă cu sabatul evresc, ca să fim clar. N-au niciun fel de... în același timp trebuie să spunem foarte clar că ne închinăm și sâmbăta, și duminica, și luni, și marți, și miercuri, și joi, în orice zi, în mod deosebit ne adunăm duminica, dar asta nu înseamnă că nu există o zi sfântă pentru noi și cealaltă nu sunt sfinte. Toate zilele sunt făcute de Dumnezeu pentru om. Dar el doar una a simțit-o. Da, sigur, în concepția dumneavoastră. Ia de pe ce e așa. Deci noi nu avem problemă cu lucrul acesta. Ne bucurăm că putem să ne înțelegem. Unde nu ne înțelegem, spune Apostol Pavel, Dumnezeu vă va lumina, ca așa zice, cum este. Deci nu avem nicio problemă cu cei care țin sâmbăta, este învățătura lor, cu tot respectul o ține așa. Noi credem că învia Domnul Iisus Hristos este practic începutul noii creații a lui Dumnezeu, intrarea în istorie a Bisericii Domnului Iisus Hristos, care se adună în prima zi a săptămânii, ca o dovadă a faptului că ea este legată nu de evreism și de trecutul evreiesc, ci de învia Domnului Iisus Hristos, și la învierea lui Hristos nu mai adaugi nimic altceva, pentru că dacă pun sabatul, condiția mântuirii, a căzut din har. Mulțumesc! A fost un morator. Sunt trei ore am stat aici și m-am mai fi putut să stăm. Nu. Mulțumim tuturor. Eu vă mulțumesc că ați participat în cadrul acestei dezbateri. Domnule Bunaciu, eu vă mulțumesc și apreciez. Vă mulțumesc că, chiar dacă dumneavoastră ziceți, domnule, n-am fost istoric și nu sunt istoric, trebuia să vă aduceți un istoric, l-ați găsit imediat și pe istoric, l-ați scos ce l-a spus în discuție. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Pe istoric l-a găsit pe Boris. Ok, pe Boris. Dragi prieteni, în seara aceasta, concluzia nu o tragem noi, trebuie să o trageți dumneavoastră. Mântuitorul spunea, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască adevărul. Cercetați dumneavoastră acasă, rugați-vă lui Dumnezeu și niciodată să nu faceți că a spus pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7 sau pastorul sau profesorul baptist și așa mai departe. Lăsați-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat Scripturile și este autorul Scripturii, să vă călăuzească în tot adevărul. Și dacă tema aceasta a fost o provocare, și asta ne-am propus să fie o provocare pentru dumneavoastră, puneți-o în discuție în rugăciunea dumneavoastră directă către Dumnezeu și să vă lumineze El. Noapte bună, la revedere!